Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Sinteza Zilei. Încă o zi din același film, filmul Ține-mă că îl omor. Aceleași lucruri am putea spune și despre PNL, care se referă la PSD și viceversa. E un show pe care îl avem în momentul de față și am să vi-l explic în această seară. Se încearcă să obține o emoție publică pentru ca dumneavoastră să votați într-o direcție sau în cealaltă. Alegerile în România s-au câștigat cu emoții publice și am să vă arăt în această seară matematic ce înseamnă o emoție publică. Cât slujește asta României? Vom vedea. Cât slujește asta unui partid sau altuia? Vom vedea. Pentru că în momentul de față ceea ce este extrem de interesant este că unii câștigă, dar nu cei care se luptă să câștige. Haideți să începem cu filmul zilei, apoi vom merge să vedem ce spun oamenii despre acest joc din aceste zile. Vom merge la Partidul Național Liberal, care sunt în ședință și care se gândesc cum să facă să scape de PSD, dar n-ar vrea să iasă de la guvernare. Cum să facă să câștige niște puncte, dar nu ar vrea să plece de la butoane. Este un joc destul de complicat al Partidului Național Liberal și cred că în aceste zile este un joc destul de complicat al domnului Nicolae Ciucă. Cine câștigă, cine pierde în cele din urmă, vom vedea împreună. Cu toți actanții, cu toți cei care contează în această mare bătălie. Filmul zilei. În plin război politic, Marcel Ciolacu a încercat să facă pace cu liberalii. Eu v-am anunțat foarte clar că primul ministru nu va fi de la PSD. Se poate reface guvernul cu PNL după alegeri, domnule premier? Da, de ce nu? Că este exclus vreodată ca PSD-ul să facă o alianță cu AUR. Președintele PNL discută însă cu eșalonul de conducere și liderii din toată țara alte scenarii. Ieșirea de la guvernare sau susținerea moțiunii de cenzură USR. Poveți da demisia dacă PNL iese de la guvernare? Categorii. Surse observatori spun însă că PNL nu își va retrage miniștrii, iar parlamentarii liberali nu vor semna moțiunea USR. O invit public pe doamna Lasconi și USR la sediul Partidului Național Liberal să discutăm despre viitor. Eu sunt un om serios, nu dau curs unor demersuri politicianiste și neserioase când țara e în pericol să fie acaparată de PSD. Noi așteptăm să vină cu 110 semnături domnul Ciucă. Voi dori să văd negru pe alb, adică semnătură, că niciodată PNL nu va mai face alianță cu PSD. Niciodată! După ce au rupt declarativ coaliția cu PSD, liberalii își acuză foștii aliați că vor să fraudeze alegerile, dar Marcel Ciolacu râde de ei. Cum voi frauda alegerile când ministrul de interne este Cătălin Predoiu? Nu e Cătălin Predoiu. Spuneți-mi și mie, cum fraudăm alegerile? După alegeri, așteptam să fim mai inventivi în această campanie, nu cât în penii de genul că PSD-ul fură, are puterea totală. Liderul PSD a primit însă și un telefon neașteptat. Diana Șoșoacă i-a cerut socoteală după ce Curtea Constituțională i-a anulat candidatura la Cotroceni și a transmis discuția în direct pe Facebook. Eu v-am spus foarte clar că marele perdant al acestei decizii, pe care nu o comentez, sunt eu. Nu, marele perdant sunt eu. Adunați-i pe toți și retrăgeți-vă toți candidaturile la prezidențiale. Haideți să amânăm alegerile până când o instanță va da o decizie. Am răspuns, este o decizie a CTR-ului, pe care o respect, așa orice decizie a instanței. Între timp, Nicolae Ciucă vine cu explicații după o gafă care a devenit virală. Șeful PNL a spus la o emisiune TV că onoarea ar fi o calitate care îi lipsește. Generalul afirmă acum că totul a fost o glumă pe care nimeni nu a înțeles-o. Onoarea și respectul sunt condimente care lipsesc din rețeta lui Marcel Ciolacu, a scris el pe Facebook. Ce se întâmplă la această oră este o ședință la una dintre vilele de protocol, acolo unde se află liderii Partidului Național Liberal și încearcă să găsească o soluție. O soluție pentru situația în care se găsesc. Vor găsi soluția, vor ieși de la guvernare, vom vedea în direct la Antena 3 CNN. Această ședință se va termina la un moment dat și va fi foarte important să vedem care sunt declarațiile. Pentru că de câteva zile spun că ar vrea să iasă din această alianță, dar cred că toată țara privește la ceea ce se întâmplă și fiecare își trage concluziile. Au câștigat din acest joc, au pierdut. O să vedeți în această seară. Caravana Antena 3 CNN aici merge prin țară nu doar pentru a vedea poveștile, dramele, întrebările pe larg ale oamenilor,
ci și pentru a vedea care este răspunsul lor la scandalurile care în fiecare zi bubuie în România. La scandalurile care se încearcă a fi folosite pentru a câștiga procente. Am să vă arăt în această seară, doamnelor și domnilor, ce spun oamenii. Iată autocarul nostru, îl puteți vedea în localitatea dumneavoastră în zilele care urmează. Astăzi a fost toată ziua la Ploiești, acolo unde Mădălina Mihalache a stat de vorbă cu dumneavoastră, v-a ascultat problemele, v-a ascultat punctele de vedere. Iar în această seară, doamnelor și domnilor, îi vom vedea pe cei care se pronunță pe acest scandal al ruperii coaliției. Înainte de asta, aș vrea să vă arăt ceva. Pentru cei care poate nu-și mai aduc aminte ce s-a întâmplat în 2014 cu exactitate sau pentru cei care nu urmăreau politica, nu erau interesați la momentul respectiv, vreau să vă arăt cum s-a votat în România. Prima hartă este turul întâi al alegerilor prezidențiale. În turul întâi al alegerilor prezidențiale, domnul Victor Ponta a câștigat teoretic, nu? Cu 40,44%. Domnul Klaus Iohannis a avut doar 2.881.000 de voturi, 406, în raport cu cele 3.836.093 ale domnului Ponta, adică 30,37. Victor Ponta avea un avantaj de 10%. Ce este similar cu ceea ce se întâmplă acum? Candidatul stângii intră sigur în al doilea tur de scrutin. Domnul Marcel Ciolacu are un scor în toate sondajele de opinie, nimeni nu neagă asta, are un scor care arată faptul că domnia sa ar putea câștiga aceste, ar putea intra în turul 2 fără probleme. Problema este pentru locul al doilea. Pentru locul al doilea, în mod, să zicem, teoretic, se bat 4. În mod real, doar 3. Cine va intra în turul al doilea? Pentru că procentele sunt destul de strânse între cel care se află pe locul 2, 3 și 4. Uitați-vă însă la ceva ce mi se pare foarte relevant. Votul din diaspora în primul tur de scrutin, îl vedem afișat pe ecran. Votul din diaspora la prezidențiale, nu, aici este altceva, votul din diaspora îl vedeți în stânga. Votul din diaspora, Klaus Iohannis câștiga în diaspora cu 46,17% în primul tur, Victor Ponta avea doar 15,9%. Și votul în țară, așa cum puteți să vedeți pe harta colorată, Victor Ponta avea 27 de județe, Klaus Iohannis avea 12 județe. Deci câștiga Victor Ponta Moldova, câștiga Țara Românească, Dobrogea, fără niciun fel de probleme, chiar și în Hunedoara, vedeți că el câștigă, nu câștiga județele Harghita și Covasna, unde acolo era UDMR-ul pe primul loc, și, desigur, celelalte județe din Ardeal. Turul al doilea de scrutin este foarte relevant, pentru că între cele două tururi, scoateți un pic harta, între cele două tururi se întâmplă ceva. Sunt probleme cu secțiile de votare din străinătate, sunt prea puține secții de votare. La momentul respectiv se creează o emoție majoră, făcută de opoziție acea emoție. Partidul Național Liberal vine și spune: Ponta, nu vă lasă să votați. Se fac cozi mari pentru că oamenii la prezidențiale vor să voteze și sigur că aceea nu cred că era o problemă pe care Victor Ponta o generase. Între cele două tururi însă se creează această emoție și lucrurile se inversează, bazându-se pe faptul că cei din diaspora sună acasă și spun: vedeți că pe noi nu ne lasă să votăm, votați voi pentru noi. În al doilea tur, după această mare emoție, se întâmplă ca rezultatul alegerilor să fie așa. Avem al doilea tur? Da, este pe ecran. Domnul Klaus Iohannis obține 6 milioane de voturi, 288.769, adică 54,53%. Domnul Victor Ponta are 45,56%. Votul din țară, Klaus Iohannis câștigă 21 de județe, Victor Ponta câștigă 20 de județe, iar în diaspora, vedeți care este votul, Klaus Iohannis are 338.000 de voturi, 873, Victor Ponta doar 38.778. Klaus Iohannis câștigă alegerile pe o emoție publică majoră, bazată pe faptul că Ponta nu ne lasă să votăm în diaspora.
S-au rezolvat probleme din diaspora? Se votează acum pe bandă rulantă în ultimii 10 ani? Nu. Dar nu se mai face nicio emoție publică, pentru că nu mai sujește nimănui. Cu câțiva ani de zile înainte, se vota și mai rău în diaspora. Dar nici atunci nu s-a făcut o emoție publică. Care este, în momentul de față, emoția publică ce se poate obține prin această rupere a coaliției? Haideți să vedem dacă merge de data asta. Ne uităm la ce spun oamenii, oamenii pe care astăzi Mădălina Mihalache a întâlnit prin Ploiești, acolo unde caravana Antena 3 CNN a ajuns. Iată-i ce spun și poate că merge, sau poate că nu. Partidul Național Liberal afirmă că alianța cu Partidul Social Democrat, cu PSD, s-a încheiat, însă nu ies din guvern. Dumneavoastră ce înțelegeți din asta? Nu ies din guvern, dar s-au despărțit. Da, copiii să rămână la PNL. Spun că sunt la guvernare împreună, spun că rup coaliția de guvernare, dar că rămân la guvernare. Mai bine să stai acasă. Eu așa cred. Este o manevră, desigur. O strategie șmecherească, ca să spun, a PNL-ului așa. Ei trebuie să găsească ceea ce îi unește, nu ceea ce îi desparte. Țara are nevoie totul de cei doi. De cei doi pioni, jucători, PNL-ul și PSD-ul. O struță cămilă. Adică ori au rupt-o, ori n-au rupt-o. Eu consider că dacă au zis că o rup, s-o rupă de tot, să plece de la guvernare și să-și asume. Asta e țara în care trăim. O să merg la vot și o să pun ștampila pe toți. Măcar să fac o rubrică în care să fie specificat, nu votez sau nu îmi place clasa politică și așa mai departe. Atât timp cât PNL-ul la început a spus că nu va face coaliție cu PSD-ul, dar într-un final au reușit să facă, să se înțeleagă, eu cred că și acum lucrurile vor ajunge la un numitor comun, zic eu. PNL afirmă că a rupt coaliția de guvernare cu PSD, dar rămân în continuare la guvernare cu PSD. Ce înțelegeți dumneavoastră din asta? Nimic. Nu se poate înțelege nimic. Din asemenea discuții nu poți să înțelegi nimic, doar niște oameni care au, cum să zic, deja suntem dezgustați de tot ce vedem, de tot ce au făcut, nu au făcut nimic bun. Ne dintr-o parte, ne dintr-o alta și speranțe nu sunt. Via cui vorbești de rău, dar stai cu ei la masă. Și duci în continuare și următoarea alianță, tot asta va fi. Deci nu, sunt niște chestii. Țara asta merită mai mult, noi merităm mai mult. De ce credeți că spun asta? De ce spun? Zic că n-au altceva de făcut. Ceva palpabil, ceva lucrurile să se vadă, ceva, niște idei. Mai asta e o vrajbă între ei, e o învârtitură între ei. Nu cred că pe noi doar asta ne interesează, cearta lor și cei acolo. Asta, guvernarea asta nu e. Și nu prea avem oameni la nivel. Văd că tineretul dânsul e foarte deștept, foarte inteligent. I-au depășit de mult. Deci poporul a luat-o înainte, ăștia au rămas în urmă. Cu interesele lor meschine și mici și interese și mici și mari. Acum nu știu, mă vedea morul condamna, asta e, spun ce. Da, nu, sincer, nu, țara asta merită mult, merită niște conducători. Deosebiți. De ce nu au puterea să aducă lumea asta la vot, să nu voteze doar 30%, pentru că în 30% nu reprezinți într-un 30%, nu poți să zici că reprezinți. Poporul nu se simte reprezentat. Măcar de 50% să pentru parlament. Ne ducem, votăm președintele, dar ce facem cu parlamentul, că puterea e în mâinile lor, legile le-au scris. Președintele ce face? E doar așa, da. PNL rupe coaliția cu PSD, dar în același timp rămâne la guvernare cu PSD. Nu ar nicio coaliție atunci. Doar vorbe mânt. Atât am înțeles. Ce să înțeleg? Ce ați înțeles dumneavoastră? Nimic. Nimic. Te iubesc, dar nu te mai iubesc. Vreau să fiu cu tine, dar nu vreau să mai fiu cu tine. Nu știu, sunt jocurile lor politice și, sinceră să fiu, mă depășesc la ora actuală. Aș fi preferat să trăim într-o țară unde politica să fie într-adevăr benefică pentru populație, nu pentru buzunarele lor. N-am înțeles nimic. Deci, pur și simplu nu vor să-și asume cu totul să iasă de la guvernare, că de fapt asta trebuie să fac, să rupă pisica în două, cum să zicem. Nu poți să fii și cu sufletul în rai și cu sufletul în iad în același timp.
Păi cum a rupt coaliția? N-are cum, dacă ai rămas, n-ai cum să rupi coaliția. De ce să rupi? Ai rupt-o, dar de fapt ești acolo. Ce? Așa au zis ei. Așa au spus ei? Că rup coaliția de guvernare, dar rămân în guvern. N-ai cum, nu. Mie îmi dă cu virgulă, sincer. N-ai cum să faci treaba asta. Dacă o rupi, pleci, te duci, faci și alianță cu acesta, sau rămâi singur. Păcum nici ăla cu aici, că dacă se rupe coaliția, dumnealui pleacă. Așa că ai plecat, plecat ești. Ia-ți și bagajul după tine. N-ai cum să... De ce rămân acolo? Ca să ce? Să facă, să uite la el, să vadă ce fac? Ce așa fac? Au zis, că stau să-i păzească pe cei de la PSD. Da, probabil că n-au cioban la oi, eu știu. Nu cred că este adevărat, sincer. Adică, nu. N-au cum să nu. Rupă și să rămână în continuare, nu. Tot la fel, nu. Deci nu este adevărat. Nu este adevărat. Fabuloși ploieștenii, îi salut pe toți în această seară din Ploiești, din Prahova. Mie mi se pare că opiniile și modul în care înțelegeți lucrurile sunt comentariile și analizele politice cele mai relevante în acest moment. Toți ați fost excepțional în dialogul cu Mădălina Mihalache, dar doamna era o doamnă, o să recunoașteți, vă amintiți de dânsa în momentul în care am să vă redau ce spune. Copiii noștri, generația tânără, le-a luat-o cu mult înaintea politicienilor. Ei au rămas în urmă și eu aș extinde ceea ce spuneați dumneavoastră, doamnă. Aș extinde nu doar la copii, pentru că în mod evident cei care sunt copiii noștri, care sunt astăzi în formare, care sunt studenți sau care poate au terminat, sunt înaintea clasei politice. Dar în opinia mea, România, dumneavoastră, toți ceilalți pe care am ascultat de la Ploiești în această seară, astăzi toată ziua, acolo unde a fost caravana noastră și încă este, toți sunt înaintea clasei politice, pentru că e limpede că în momentul de față giumbuși lucruri din astea de circ nu mai merg. Oamenii înțeleg. Oamenii spuneau și ploieștenii spuneau în interviurile de mai devreme că de fapt vor să vorbească despre problemele reale ale lor. În momentul în care vii în permanență cu o serie întreagă de lucruri care nu sunt nimic altceva decât niște încercări de manipulare, încercări de a-i duce așa cu zăhărelul, în acel moment oamenii spun, dar nu despre asta e vorba, nu pentru asta caut eu pe cineva să votez. Eu caut să votez pe cineva care să-mi dea un răspuns la problemele mele. Iar problemele oamenilor astăzi sunt cât se poate de clare. Sondajele de opinie arată că peste 50% își pun întrebări cu privire la veniturile lor. Veniturile au rămas cam tot pe acolo, însă prețurile au crescut, inflația a crescut. Știm foarte bine că aceasta este o problemă. E o problemă legată de cum ajungi ca până la finalul lunii să gestionezi toate problemele. Aceasta este una dintre probleme, dar sunt spitalele, sunt școlile, sunt drumurile. Astăzi, în România, în București, nu știu unde, s-a surpat un drum, efectiv. Au fost unii care au făcut niște lucrări acolo și le-au făcut atât de bine încât s-a surpat drumul. Era o mamă cu un copil care ieșea din mașină sau intra în mașină și dintr-o dată drumul se surpă efectiv ca într-un film de desene animat, iar copilul a impresia că de fapt cade sub mașină. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic. Corupția este o altă problemă. Modul în care toate aceste aranjamente se fac și modul în care se încearcă a se prezenta opiniei publice că de fapt sunt răspunsul la problemele lor, dar nu sunt. Eu cred că nu e prea târziu să auzim și niște răspunsuri la întrebările oamenilor. Noi vom continua demersul nostru. Mădălina și ceilalți colegi ai noștri vor merge peste tot în țară să vă audă. Să vă audă țara, să vă audă cei care candidează, pentru că în momentul de față, vocea dumneavoastră, votul dumneavoastră pot să schimbe lucrurile. În autocarul acela super pe care l-ați văzut, pe care scrie Antena 3 CNN e aici și care merge în toată țara cu întreaga noastră echipă, iată autocarul din Ploiești. Noi acolo în autocar avem și o măsuță la care eu știu, cred că se și poate mânca, dar în această seară se vorbește. Mădălina Mihalache în interiorul caravanei Antena 3 CNN e aici împreună cu Mugur Ciuvică și cu Diana Tache. Vă salut pe toți. Domnul Ciuvică, Mădălina, mă aude? Mă aude Mădălina, domnul Ciuvică? Eu te aud, Mihai, domnul Ciuvică nu te aude, okay. Dar îi transmit eu. Spune-i tu că nu a plecat bine din București cu caravana.
Deci, domnul Ciuvică, nu ați plecat bine cu caravana și locul deja v-a fost luat de cine credeți? De rivalul dumneavoastră, domnul Bogdan Chiriac, care se află pe locul nostru. Bună seara, domnul Chiriac. Aoleu! Da, exact asta. Aoleu, am zis și eu când am văzut acest moment. Să știți că mi-a fost frică de asta. Și nouă ne-a fost frică, dar iată, chiar se întâmplă în direct. Am fost invitat, au spus că... Dar nu cred că ne audă, nu? Domnul ne aude, ne aude, domnul Ciuvică. Am fost invitat, domnul Ciuvică, au spus că ați tot derapat cu... Din păcate vă aud, domnul Ciuvică. Ați derapat cu analizele în ultima vreme, v-au trimis un pic pe-n țară să luați pulsul și au zis, domne, stați pe locul lui ca să ne spuneți răutăcizme, exact răutăcizme, domnul Ciuvică. Cătălina Porumbel este cu noi în această seară. Bun venit. Răspune... Dar să știți că mai avem un loc, domnule Chiriac, și pentru dumneavoastră. Păi da, dar nu se dorim să nu dezechilibrăm caravana totuși. Adică, scuzați, domnul Chiriac, că tocmai a slăbit un pic și... Este, este. Asta e adevărul. În studioul nostru, Lucian Romașcanu, senator PSD, Cristian Bușoi, lider PNL, Ștefan Pălărie, senator USR, Cezar Gheorghe, susținător Mircea Joană, general doctor Mircea Mândrescu, fost comandant NATO la Lisabona și vom avea și alte legături în această seară. Mădălina, încep cu tine în seara asta. Oamenii cu care ai stat de vorbă la Ploiești mi s-au părut excepțional, așa cum am spus puțin mai devreme, foarte tari comentariile, analizele și până la urmă înțelegerea asupra lucrurilor, pentru că iată că înțeleg foarte bine. Întrebarea mea pentru tine astăzi, ai stat toată ziua de vorbă cu oamenii, care este pulsul oamenilor cu privire la ce se întâmplă în momentul de față în București, la ce se întâmplă cu toate aceste încercări de a mai lua un procent, două, de a ajunge în turul 2, cum văd oamenii lucrurile astea? Să știi, Mihai, că oamenii sunt foarte conectați la realitate și înțeleg tot acest scandal dintre PSD și PNL. Să știi că nu am găsit nici măcar o persoană care să spună faptul că crede că PNL vorbește serios atunci când spune că ar putea să iasă de la guvernare. Am văzut cu toții mai devreme ce spuneau la întrebarea rupem coaliția, dar rămânem la guvernare. O fractură logică. Diana Tache, Mugur Ciuvic au fost astăzi toată ziua cu mine, am ascultat ce au spus oamenii. Oamenii înțeleg perfect ceea ce se întâmplă la București. Adică absolut. Politica la firul ierbii este foarte conectată cu politica de la București. Da, faptul că înțeleg foarte bine, asta am remarcat și eu. Nu zic că ploieștenii nu sunt excepționali, dar cred că totuși și clasa politică este exagerat de proastă și cacealmaua asta este exagerat de vizibilă, în așa fel încât, cum spuneați, nu ați găsit o persoană care să ia în serios jocul ăsta de rupem, nu rupem, rămânem, dar rupem, dar nu rupem, dar rămânem. Toată lumea a înțeles un lucru, iarăși, și mie mi se pare evident, nu se rupe nicio coaliție și rămân în continuare. Bun, rupem coaliția, acum discută la Vila Lac, nu știm dacă a ajuns Nicolae Ciucă între timp. Diana Tache era îngrijorată dacă a ajuns domnul Ciucă pentru că întârzie la propria ședință convocată la Vila Lac. Da, i-a convocat pe colegii de partid undeva la ora 7:30 și știm că nu a ajuns nici acum. Mă rog, noi, cel puțin când am intrat în direct, n-a ajuns, dar pe lângă ce spuneați voi... Pe mine m-a îngrijorat altceva ascultând oamenii cu care am stat de vorbă și anume am tot spus și am tot repetat la fiecare intervenție resemnarea, pe mine asta m-a copleșit cumva și m-a îngrijorat, repet, pentru că resemnarea asta pe care eu am văzut-o în fiecare cetățean cu care ai stat de vorbă, cu care am stat de vorbă, nu are cum să vină din altă parte decât din frustrare și nemulțumire. Și demersul Antenei 3 CNN este un demers. Repet, din nou, faptul că acest demers ar fi trebuit să fie făcut de clasa politică. Clasa politică care a eșuat, iată, înainte de alegeri, în felul în care a eșuat, pentru că nu ascultă pe nimeni, pentru că nu întreabă pe nimeni, pentru că nu are nevoie să știe ce nevoi au cei în fața cărora se prezintă și le cer și le pretind votul. Iar pe mine resemnarea asta, repet, m-a durut, m-a înspăimântat și mai m-a înspăimântat ceva tinerii cu care am stat de vorbă. Pentru că spunea Mihai, chiar a spus o doamnă, faptul că într-adevăr mulți tineri au depășit, dar există și cealaltă categorie a tinerilor pe care i-a intervievat și care nu știau
Cine sunt cei care vor candida la președinție peste o lună și jumătate? Nu știau numele lor, nu știau figurile lor, nu știau partidele din care provin, și atunci când le indicai fiecare partid și fiecare candidat, păreau extrem de surprinși și cred că este o chestiune serioasă, pentru că știm că anul ăsta sunt, cred că, 1 milion de tineri care votează pentru prima dată. Ca atare, totuși, sunt 1 milion de voturi, da, pe care clasa politică de astăzi le ignoră, ceea ce mi se pare nepermis. Ce alt tip de socoteli și ce alt tip de probleme? Probleme de tipul celor pe care ni le prezintă nou în fiecare zi, cearta asta, joacă asta, adio, dar rămân cu tine, suntem parteneri, dar nu mai suntem. Nu. Așa cum foarte corect spuneai, nimeni nu crede în povestea asta și faptul că sunt și necredibili, cred că este de asemenea o problemă mult mai mare. De aia discutam mai devreme cu domnul Ciuvică, e loc culoar pentru independenți. De asta e culoar pentru independenți, pentru că ei și-au lipit oferta electorală, da, pe nevoile cetățeanului neascultat. Tocmai de aceea am și spus. Să vedem, nu cred că cetățenii fac o deosebire între politicienii independenți și politicienii de la partid. Nu, tinerii nu-i cunosc. Oricum nu-i cunosc, dar nici pe independenți nu-i cunosc. Foarte mulți dintre cei cu care am vorbit astăzi nu știau cine sunt candidații. Am vorbit cu un tânăr, Mihai, de 23 de ani, plecat în Berlin, lucra acolo la o companie de fotovoltaice și o să vedem mâine și mărturia acestuia. 23 de ani, venise acum pentru o perioadă scurtă de timp, nu a votat niciodată, va vota, spunea, pentru prima dată la prezidențiale, auzise vag de Elena Lasconi pentru că a văzut-o pe un cort, spunea de PNL, de un general, dar nu știa numele, și după întâlnirea cu noi a spus cumva rușinat și a recunoscut acest lucru că imediat o să meargă să se informeze, să vadă cine sunt candidații și să voteze în conștiință de cauză. Da, apropo de independență, că toți suntem aici, din păcate pentru ei, zic eu, dar nu e treaba mea, e treaba lor, ploieștenii cunosc un independent, pe domnul Polițianu, care a câștigat acum 3 luni. Tocmai de-aia bănuiesc că îl cunosc, dar s-ar putea să fie o cunoaștere dureroasă, dar, mă rog, repet, asta e treaba a ploieștenilor, nu mă bag, că eu sunt în trecere. Dar am mai observat un lucru când am plecat din București. Problemele în dezbatere acolo erau, ultimele probleme în dezbatere erau dacă Ciolacu are pantofi cu talpa roșie, dacă Ciucă greșește gluma sau nu înțelege ce să citește, ironim, și dacă Lasconi chiar e cu zmetiile date de bărbați amantelor. Aici în Ploiești dezbaterea asta n-a ajuns, că nu am văzut pe nimeni care să fie preocupat de zmetiile lui Lasconi, de tălpile pantofilor lui Ciolacu, nici măcar de glumele proaste sau nereușite sau neînțelese ale lui Ciucă. Nu, problemele lor erau altele, se pare. Problemele antreprenorilor erau, spre exemplu, legate de predictibilitate, de faptul că nu mai vor să fie schimbat sistemul fiscal de pe o zi pe alta, sunt îngrijorați de ce taxe vor crește anul viitor, pentru că situația financiară nu este cea mai bună, și acestea sunt îngrijorările și temerile lor. Da, dar socoteală pare că nu dau politicienii. Nu anunță nimeni, doar când sunt întrebați cumva într-o manieră contundentă de ziariștii și prinși cumva la colț, abia atunci spun, nu, domne, nu creștem taxe, nu creștem, nu facem, nu însă nu vin să spună ce pun pe masă. Care e oferta lor electorală până la urmă? N-am văzut un plan concret, n-am văzut niște oferte serioase, n-am văzut niște oameni satisfăcuți de răspunsurile politicienilor. Și asta este, cred eu, foarte îngrijorător, nu doar pentru ei, pentru clasa politică, ci și pentru noi. Și este doar prima zi, Mihai. Noi rămânem și mâine aici la Ploiești. Mâine după amiază o să plecăm în alt oraș, tot din județul Prahova. Mergem din oraș în oraș. Venim în fiecare oraș la dumneavoastră acasă, doamnelor și domnilor. Vrem să vă ascultăm, vrem să vă auzim, vrem să vă auzim reproșurile, doleanțele pe care le aveți, nemulțumirile, și pentru prima dată, odată la 4 ani, puterea este în dumneavoastră și în ștampila pe care dumneavoastră o veți spune atât pe 24 noiembrie, pe 1 decembrie și pe 8 decembrie, și credeți-mă că se tem de această putere pe care dumneavoastră o aveți, iar resemnarea despre care vorbea Diana nu este o soluție. Mulțumesc tare mult, Mădălina, vă mulțumesc tuturor pentru această zi în care ați adus țara
ați adus Ploieștiul în fața națiunii cu ceea ce gândesc, cu ceea ce speră, cu ceea ce cred despre ceea ce se întâmplă în momentul de față. Transmitem toate opiniile, indiferent ce, eu știu, sunteți de stânga, sunteți de dreapta, sunteți împotriva tuturor, vă deranjează toată lumea. Orice gândiți dumneavoastră, sunteți bineveniți în acest proiect Caravana, Antena 3 CNN. Avem și alte povești mai pe larg cu oameni care au stat de vorbă cu noi pentru mai multe minute, însă e interesant să vedem problemele mari pe de-o parte, dar și problemele acestea apăsătoare legate de scandalurile zilnice. News Alert, doamnelor și domnilor! Ce se întâmplă în momentul de față la Vila de Protocol, acolo unde se află liderii Partidului Național Liberal? Andreea Dumitrache are informații de ultimă oră. Andreea, despre ce e vorba? Bună seara, Mihai! Sunt în ședință o parte dintre liderii de filială, șefii filialelor din PNL. De două ore, pe la 19.30 a început această ședință și încă îl așteaptă pe președintele PNL, Nicolae Ciucă. Ar trebui să aterizeze pentru că a avut vizita la Chișinău. Am văzut, a făcut și o fotografie cu președintele Comisiei Ursula Europene, Ursula von der Leyen. O să ajungă în jurul orei 10, înțelegem, la această ședință de la Vila Lac. Până acum, liderii care sunt acolo au discutat despre lucrurile organizatorice legate de campania electorală, banii pe care să-i dea în această campanie, cotizațiile pentru locurile eligibile, a fost un subiect de discuție, ce se întâmplă cu facturile pentru primării pe programul Angel Saligny, pentru că aici este o problemă, primarii PNL sunt supărați dacă nu primesc acești bani și de aici a fi și una din problemele pentru care liberalii au decis să rămână la guvernare, pentru că a fost deja discuția exploratorie de ieri cu miniștri. Deși sunt grupări care au spus că PNL ar trebui să iasă de tot la guvernare, nu doar să rupă coaliția, cum au spus, dar să rămână în guvern, au explicat că ar fi o problemă și cu primarii, nu ar putea să explice foarte bine nici electoratului ce se întâmplă cu haosul care s-ar crea și public și în punctajele pe care le-au primit liderii PNL, merg pe această idee. Rămânem ca să ne asigurăm că nu sunt fraudate date alegerile. Rămânem cu ministrul de justiție Alina Gorghiu și ministrul internelor Cătălin Predoiu ca să veghem ca aceste alegeri să fie unele corecte. Pe acest mesaj au ieșit liderii Partidului Național Liberal. Așteptăm să vină și președintele PNL Nicolae Ciucă, pentru că sunt lucruri de tranșat. Ministrii care fac parte din guvern, deși oficial au spus că nu vor fi probleme cu guvernarea, că vor avea aceeași relație cu premierul, avem informații că ar vrea să nu se mai discute în ședință cei din PNL lucruri care apar pe ordinea de zi suplimentar. Ce s-a discutat, ce se știe de dinainte, să nu vină altfel de proiecte de lege pe care nu le-au văzut și să intre în acea ședință de urgență de guvern. În plus, nu vor să mai discute pe proiecte care sunt în afara programului de guvernare. Să asigure așa o guvernare până când sunt alegerile și știm în continuare, președintele PNL Nicolae Ciucă este în pauză operativă, refuză orice fel de discuție cu premierul Marcel Ciolacu. Sunt decizii foarte importante pe care guvernul ar trebui să le ia asumat, coaliția, cu Nicolae Ciucă, cu premierul Marcel Ciolacu. Ce vor face cu acel prag pentru impozitul IMM-urilor? Pentru că Comisia Europeană ne cere să micșorăm pragul, dacă facem acest lucru, vor fi lovite IMM-urile. Trebuie asumată o decizie. Așadar, așteptăm să vedem când ajunge și președintele PNL Nicolae Ciucă ce vor mai discuta legat de această relație cu PSD. Ieșirea de la guvernare din discuțiile de ieri, deși sunt mulți care spun, domnule, mai bine ieșim de tot decât să rămânem așa cu un picior în guvern, dar să spunem că noi facem opoziție la guvern, însă din toate analizele pe care le-au făcut, rămân la guvernare. Vedem ce altfel de declarații vor mai face în această seară și mai ales cum va merge această relație cu PSD-ul. Cum să fie această guvernare așa, cam șontâc. Andreea Dumitrache, mulțumesc foarte mult. Suntem cu ochii pe ce se întâmplă în momentul de față la întâlnirea PNL.
ies la guvernare, puțin probabil, totuși ceva trebuie să facă, pentru că de câteva zile se tot strigă lupul, lupul și eu știu, asta nu ajută la credibilitate. Mulțumesc, Andreea. Vreau să vă dau posibilitatea să dați două note la liber, cui vreți dumneavoastră, și apoi o să vă cer eu să dați niște note unor personaje. Cătălina, două note la liber. Poate să fie una bună, una proastă, poate să fie ambele proaste, poate să fie cum vrei tu. Deci două note între personajele acestor zile. Atenție, toată lumea, că veți ajunge să, dați să facem același exercițiu. Două note personajelor din aceste zile, alege-le tu. Nu știu dacă să dau notă, dar cred că ceea ce voi spune va semnifica o notă. Nu vreau să fiu dură, dar PNL în momentul de față este într-o situație ridicolă. Iar ridicolul în politică te costă foarte mult. Pentru că dacă lumea se uită la tine și nu înțelege ce spui, cum am văzut că spun oamenii din Ploiești, sau doar râde de tine, riști să devii irelevant politic. PNL încearcă o acrobație politică pentru a-i da un sprint domnului Ciucă în cursa prezidențială, dar nu-și dă seama că dacă acest competitor pe care îl are, dacă nu este antrenat, nu doar că nu va termina cursa, se va prăbuși în timpul cursei. Cine mai crede în antipesedismul PNL-ului sau în antipesedismul domnului Ciucă? Fură alegerile PSD? Păi le-a furat și pe data de 9 iunie, când PNL era pe listă cu Partidul Social Democrat. Fură banii PSD? Care? Banii împărțiți de PNL și PSD la guvernare? Acum a descoperit PNL că PSD are în ADN abuzul de putere? Păi nu și-a dat seama cu 3 ani când a intrat la guvernare alături de Partidul Social Democrat? Ridicolul? Cred că oamenii care se uită la politicieni pot să mai uite anumite lucruri, pot să mai ierte anumite lucruri, dar ridicolul, repet, se taxează foarte scump. PNL riscă să devină irelevant politic pentru că în momentul de față, dacă oamenii se uită la tine și nu înțeleg ce spui, înseamnă că nu-i reprezinți. Iar la vot se va vedea cu siguranță. Domnul Bogdan Chiriac, aveți două note la dumneavoastră? Una singură. Una. Cel care a provocat toată această criză e vorba de președintele Klaus Iohannis. De ce spuneți asta? Fiindcă domnia sa s-a supărat foarte tare atunci când PSD-ul nu a dorit să voteze legea pentru un singur om. Și le-a cerut celor din PNL să iasă de la guvernare. Drept răzbunare, drept aroganță, drept orgoliu rănit și cum vreți dumneavoastră să spuneți. Ori să faci așa ceva, să dai foc la țară, fiindcă pe de-o parte ai fost refuzat la export pentru o funcție importantă, sau mai multe funcții, că a țintit orice să putea ținti. Așa. După care ai încercat la interne să, și ai băgat proiectul acela de lege pentru domnia sa, un proiect de lege pentru domnia sa. Acum, eu cred că și PSD-ul era informat în legătură cu acel proiect de lege și probabil că și asumase că o să-l treacă împreună. Văzând reacția opiniei publice, PSD-ul probabil că a făcut un pas înapoi. Dar era momentul în care Klaus Iohannis putea să le ceală celor din PNL să refacă. Păi dacă nu să aveți informații că de fapt ceea ce se întâmplă se întâmplă din cauza, nu datorită domnului Iohannis, întrebarea este dânsul ce vrea? Vrea să dea jos acest guvern sau vrea doar așa un pic de garagață? Pentru că cred că vrea să-l dea jos. Vrea să-l dea jos? Cred că și ce să facă mai departe, domnule? Este irațional. Irațional. E doar un hatâr al domniei sale? Este un orgoliu rănit, un hatâr al domniei sale. Alminter ar fi avut reacție, doamna Porumbel. Ar fi ieșit public și ar fi spus că actuala coaliție trebuie să continue. Da, nu a ieșit public. Vreau să vă completez. Eu cred că se încearcă formarea acelui val de emoție pentru acei tineri care spuneau că nu știu cine candidează. Sunt cei mai ușor de manipulat. În momentul în care n-ai informația, te ridici odată cu valul de emoție și crezi niște rezultate dorite de alții. În orice caz, pentru acest lucru, Klaus Iohannis nu primește nota 5. Este sub nota 5 categoric din punctul ăsta de vedere. Iar ce spuneți dumneavoastră? Da, poate, dar nu creezi valul de emoție dând foc la țară. Deci, unii au făcut. Da. Au încercat. Dar nu știu dacă mai l-aveți pe domnul Traian Băsescu, care a mai dat foc la țară atunci când interesul său i-a dictat acest lucru. Deci n-am niciun fel de îndoială că și aici lucrurile pot merge în această direcție. Atenție, România este la minimum de investment grade. Dacă picăm și ne depunctează agențiile de rating, România nu se poate împrumuta. Trebuie să vină FMI-ul să ne ajute. FMI-ul e o organizație distinsă, absolut necesară, care îți dă și bani cu dobânda cea mai mică, dar îți impune clar
un regim de venituri și cheltuieli. Tăiat cheltuielile, mărit veniturile. Cum știu dânsii? Mărit taxe și impozite, tăiat cheltuielile. Cum am aflat pe pielea noastră? Am și aflat, doamna Crumbel. Așa, da, așa este, domnule Bușoi? Eu aș da o notă bună, sigur, puteți spune că sunt subiectiv. Președintelui Ciucă, sunt și subiectiv, recunosc, și Partidului Național Liberal, pentru că nimic nu ar fi mai simplu din punct de vedere electoral acum decât să părăsim guvernarea. Avem un motiv puternic, decizia fără precedent a Curții Constituționale, nicio țară a Uniunii Europene, un candidat prezidențial n-a fost scos din cursă. Lăsăm deoparte candidatul absolut toxic, care este doamna Șoșoacă și care, evident, ar trebui oprită prin mijloace legale. Declarațiile sale multe sunt nu doar penibile, sunt și la limita legalității. Dar, dând la o parte personajul, avem totuși un principiu că nu poți să intervii în lupta electorală decât dacă constați că au fost interzise prin lege niște drepturi sau nu are vârsta minimă 35 de ani și așa mai departe. Dar în același timp, Partidul Național Liberal, și de asta cred că merită o notă bună, își asumă responsabilitatea ceea ce ar putea să declanșeze o retragere de la guvernare. Dincolo de anumite lucruri pe care Partidul Social Democrat le poate face rămânând singur la guvernare, totuși, în acest moment, nu este o altă soluție aritmetică politică în Parlamentul României. Așa încât, eu cred că, deși e dificil de explicat și poate și dificil de înțeles, și pot să accept acest lucru, ce înseamnă că această coaliție nu va mai funcționa ca înainte, dar nu ne retragem miniștrii, vă pot spune, nu vom mai avea proiecte comune cu Partidul Social Democrat, nici guvernamentale, proiecte noi, evident, nici în Parlamentul României. Strictul necesar va fi partea de dialog între leadership-ul celor două partide, poate nu la nivel de președinte, la nivelul oamenilor tehnici. Miniștrii liberali nu vor mai accepta lucruri care nu sunt discutate, care sunt pe ordinea suplimentară și așa mai departe la ședința de guvern. Orice derapaj nedemocratic va fi sancționat imediat de liderii Partidului Național Liberal. Suntem competitori în cursă, dar avem și responsabilitatea de a vedea ce facem în următoarea perioadă în România. Și ne vom strădui ca oamenii să înțeleagă poziția noastră rațională și echilibrată. Ce ziceți, domnul Rămașcanu? Mă prăbușesc de râs. Adică noi vrem să ieșim de la guvernare, ei, că nu le-a zis nimeni să iasă de la guvernare. După care spun, domnule, ar fi nebunește să ieșim de la guvernare. Deci decidem să nu ieșim de la guvernare. Asta e, eu am înțeles foarte bine mesajul celor de la Ploiești și o să încerc să vorbesc cu tonul mai lăsat jos și să vorbim de proiecte. O să fie foarte multe de genul. În continuare, vreau doar o secundă, la apreciez foarte mult pe domnul Chiriac, vreau să spun că agenția de rating Fitch a confirmat ratingul, vine cu cuvinte frumoase, n-are rost să intrăm iar în discuții despre Banca Mondială și așa mai departe. Aș vrea să zic pe notele respective. Da, dar într-o criză guvernamentală majoră, nu atunci vă mai dați. La revedere. Atunci, că, acum suntem la investment grade, adică vă puteți împrumuta. Momentul este, pentru că lumea merge și după declarații, nu numai după acțiuni. Sigur. Dacă nu, vii și spui rând, și rup, piețele financiare am tăcut ca lebă dacă ați vorbit. Lăsați-mă și pe mine. În momentul în care faci asemenea tipuri de declarații, lumea se îngrijorează că e pe bani. Nu e pe altceva. Și atunci... Dați niște note. Și dau note acum. Ia să vedem. Cu tristețe constat că polul de dreapta a adunat are aceiași consultanți pe care i-a avut domnul Iohannis în 2014. Dacă noi în 2024 ne facem campania doar raportat la PSD, fără să vorbim de niciun proiect, înseamnă că n-am învățat nimic. Dânsii spun, ascultați-ne, nu mai facem nimic cu PSD. Cine spune? Ciucă, Bode, Bol, care au fost când s-a făcut treaba cu PSD-ul. Că a zis bine Crin Antonescu, bă, nene, schimbați-vă șefii și pe urmă criticați PSD-ul. Vine și USR-ul și spune, vorbim cu voi dacă ieșiți din brațile PSD-ului. PSD-ul e esența... USR-ul vine. USR-ul, pardon. PSD-ul e esența programelor lor de guvernare. Hai să spunem fiecare ce am făcut și ce o să facem. Nu, domnule, noi trebuie să fim împotriva PSD-ului. Să nu lăsăm PSD-ul să acopare. A trecut, domnule Bușoi și stimați prieteni, a trecut etapa. Suntem fiecare în fața oamenilor spunând ce vrem să facem și ce am făcut. Și ați făcut împreună cu noi la guvernare. De ce nu spuneți nimic? Și totul e un atac? Habar n-am. Nota, nu zic... Fac și eu la fel, nu e de trecere. Pentru cine? Pentru PNL în ansamblu? PNL, USR, Polu. Pentru Polu. Domnule Gheorghe, dați note. Două.
Aș vrea să fiu și eu la sentimentul colegilor care au vorbit până acum și m-aș abține să ne da note. Dar vreau să evidențiez un lucru. Este efectiv o scenă pe un teatru de comedie în care lumea nu mai crede. Am urmărit cu foarte multă atenție interviurile cu oamenii de pe stradă și nimeni nu mai crede în această pantomimă și această circăraie în care lumea se preface că se încaieră. Efectiv, politicienii din România, clasa politică, a ajuns la un nivel în care nu mai are ce să arate, ce să ofere, ce să pună pe masă. Noi stăm aici frumos în platou, dar oamenii de pe stradă au vorbit cu cuvinte frumoase. Au vorbit și tinerii și au spus că da, tinerii au luat-o înainte, au fost tineri care poate n-au știut. Nu sunt informați, să-i credem, într-adevăr. Însă nu am văzut și nu văd nicăieri nicio ofertă clară electorală. Noi am făcut oferta electorală pe multe capitole, mircea-geană.ro la dispoziția tuturor, poate să o consulte. Și avem acolo niște lucruri, niște segmente foarte bine etajate. Vorbim de un nou contract social, vorbim de depolitizarea și transformarea statului, vorbim de educație, de sănătate, de medicină, de foarte multe lucruri. Revenind în context acum, clasa politică a ajuns la un nivel în care singură s-a înțepenit în această mlaștină. Nu mai au ce să ofere, în mod efectiv. Iar dacă cineva crede poveștile, e problema lui. Eu vreau să vă spun doar atât. Dacă, și numai dacă, Mircea Geoană intră în turul 2, e singur care poate bate pe Marcel Ciolacu. Dacă toți se ambiționează, credeți-mă că o să vadă cum e viața cu Marcel Ciolacu, președinte, 5 ani de acum înainte. Deci, după mine, nu au notă de trecere. Okay. Și tot e vis-a-vis de PSD, adică noi nu... Vedeți că sunteți la mijloc. Domnul Pălărie, dați-i note, cui doriți. Domnule Gâdea, înainte de a da notele, permiteți-mi în primul rând să vă felicit. Mă uitam la ce discrepanță majoră este între ceea ce spunea doamna Dumitrache, discuțiile din turnul de fildeș PNL, cât cotizează aia de pe locuri eligibile, cât cotizează ceilalți și lucrurile care îi dor pe oameni cu adevărat. A spus în această seară, în această emisiune, cel mai bun contrast între ce au nevoie cetățenii, ce au nevoie românii și ce discută peneliștii în ședința asta importantă din PNL, adversarul dumneavoastră, înțeleg. Indiferent. Acum, legat de note, sunt profesor în viața de zi cu zi, dau note. O să dau două note de netrecere. În primul rând, PNL-ului. Acum e cât se poate de limpede. O spun oamenii în cuvinte simple. Dom'le, n-ai cum să înțelegi ceva de neînțeles, ceea ce înseamnă că mai degrabă acest abracadabra, această magie, această păcălire nu mai funcționează. Pentru tot ce a făcut PNL-ul prin vocea domnului Nicolae Ciucă, n-am cum să dau decât o notă în care să nu poată să treacă. Dar mai dau o notă de netrecere PSD-ului cu această încercare, în opinia mea, ridicolă de a se distanța de decizia CCR. Da? Acum vedem că avem proiecte legislative de îmbunătățire, când deja ele existau acolo, dar PSD sigur că nu s-a pronunțat, le-a ținut blocate la sertar pe circuitul parlamentar, dar ca să iasă la alibi, ca să iasă basma curată, cum se spune în popor, că nu ar fi avut nicio legătură cu această contestare. Sigur că dumneavoastră e normal să spuneți așa. Am stat de vorbă cu colegi PSD în Parlament. Unii spun că nu au, că nu prea știu. Alții spun că știu mai multe, dar nu pot să vorbească. Da? Asta e o altă discuție. Asta e și o minciună și o fentă. Nu puteți să mă acuzați de minciună pentru că am purtat aceste conversații reale cu colegi din PSD. Haide, domnule, și eu zic că am vorbit cu colegul dumneavoastră de la USR, care mi-a zis că ați intervenit la curte. Dumneavoastră mă acuzați de minciună. Eu consider că vă spun adevărul pentru că știu ce spun și știu ce discuție am avut. Pot să vă dau vreo trei dovezi, da? Cel puțin trei dovezi. La început, PSD niciodată nu ataca această decizie a CCR-ului. Spuneau că e legitimă, că așteptăm motivarea. Noi n-am comentat nicio decizie a curții niciodată. Da, sigur că da. După care, când a apărut în scris redactată această decizie, ați venit și spus, dom'le, nu e bine, ceva s-a depășit acolo constituțional. Ați acuzat inclusiv, spuneați că este motivată politic faptul că opoziția spune, dom'le, nu este în regulă ca acești judecători și, mă rog, CCR nominalizați de PSD au luat în bloc această decizie, da? Nu are 5 din 7 din 9. Nimic, zero e normal să spuneți dumneavoastră chestiunea asta, dar eu cred eu că la fel cum românii nu consultanți. Sunt păcăliți de PNL, cred că românii nu sunt păcăliți nici de PSD. Și să nu uităm, acest incident, nu știu cum să-l numesc altfel, extrem de grav, cu consecințe îngrozitoare. Care este acela? Incidentul deciziei CCR, acestei decizii. Aici acelor vorbiți de CCR și comentați decizia CCR. Da, da, da. Acei nu are legătură și o spun. Acei judecători CCR care au intrat în biroul PSD, în Parlament, îmbrăcați în robă. A intrat și doamna Scântei în biroul PSD. Da, sigur că da, îmbrăcată în robă ca judecător CCR. Deci înțelegeți că măcar doamna Scântei s-a reabilitat în opinia mea cu această opinie separată din decizia CCR. Această exagerare într-o lume civilizată se lăsa
se lăsa cu plângere eu cred penală. Că românii n-aveți nu cum sunt păcăliți. De așa ceva fără românii dovezi. Nu pot fi păcăliți de chestiunea asta. Nu puteți asta. Acuza fără dovezi. Și acum lăsați-mă să termin ideea. Vă acest rog, incident este cel dovezi. Care a dat foc, cel puțin așa pare, acestei serii, de evenimente. Decizie CCR, PNL-ul anunță că adio, dar rămân împreună cu PSD, după care, evident, noi am chemat Partidele Democratice să semneze alături de noi o moțiune împotriva guvernului Ciolacu și avem, aceste discuții fierbinți despre, de fapt, al cui e PNL-ul în momentul de față. Eu mă bucur că și Aur e considerat acum Partid Democratic, că poate va fi nevoie și de el la un moment. Dar știți foarte bine, doamna Lasconi a explicat, Aur, dacă dorește, poate să voteze această moțiune. A schemat Partidele Democratice. Eu doar am sesizat lucrul acesta. Dar fiindcă spuneți că poate că așa o fi, cei patru judecători numiți de PSD, că așa e procedura, și PNL-ul are judecători și președinția, corect, au votat într-un fel. Când s-a votat împotriva desfințării pensiilor speciale, era programul domnului Bușoi, 30 de zile aveau să desfințeze pensiile speciale. Rezultă că nici PSD, nici PNL, nici președinția n-au vrut să desfințeze de fapt pensiile speciale, nu? Că s-au opus onorabil la Curtea Constituțională. Bun, încă o dată, sunt și judecători și cred că am avut chiar în acest studio nenumărate conversații despre faptul că judecătorii ajung să fie cel puțin în privința drepturilor salariale, pensiilor speciale ale magistraților, într-un conflict vădit de interese. Bun. Acolo poate că nu mai ajunge să conteze ce partid i-a nominalizat, pur și simplu sunt în postura în care vorbesc despre propriile drepturi și trebuie să iau o decizie constituțională. Am și eu, dacă se poate, un mic drept la replică. Continuăm acest lucru, credeți că vă face bine? Una, nu mai acuzați lucruri de o asemenea gravitate fără dovezi. Mi-a spus mie cineva... Prezența judecătorilor CCR în biroul PSD... A fost acum? Acum câteva luni, dar avem și poze. A, și acum câteva luni am vorbit de decizia lui Șeșoară. Posibil, foarte posibil. Bun. Ce căutau judecători în robă într-un birou politic al oricărui parte? Pentru că erau invitați de președintele Camerei înainte de vot. Nu, a fost după, mă rog, după... Deci rugăminte pentru dumneavoastră, pentru colegii liberali. Asemenea tipuri de acuzații, dacă n-ar fi acoperite de această imunitate parlamentară pentru declarații politice, s-ar lăsa cu plângeri, pentru că nu se poate să faci asemenea acuzații grave fără dovezi. Am rugămintea pentru respectul instituției reprezentată de Curtea Constituțională, pentru că sunt mii de decizii. Dumneavoastră, pentru una, desfințat o instituție întreagă. Fără dovezi, vă rog să nu vă mai pronunțați. Dar de ce este o lipsă de respect. O instituție pentru o decizie? Pentru că pot să fiu în acord cu domnul Chiria că au fost nenumărate momente în care această instituție, din păcate pentru toată România, s-a decredibilizat. Vă spun eu când s-a decredibilizat. Orice paralelă în între 2012 PSD și această chestie, să o faceți cu dovezi. În 2012, cu erata dată la 5 dimineața, când 8 milioane de voturi prin care fostul președinte, domnul Traian Băsescu, a fost demis de poporul român, a fost repus în funcție. Atunci s-a decredibilizat. Da, și nu s-a schimbat nimic. Comisia de la Veneția a spus că e bine așa cum i-a aleasă onorabila Curte Constituțională. Am uitat în fiecare an organizat de Parlamentul României este o simulare a procesului de la Nuremberg pentru conștientizarea copiilor în ceea ce privește antisemitism și așa mai departe. Atunci judecătorii au fost invitați să judece acel proces al copiilor și au fost invitați în biroul președintelui Camerei Deputaților. Încă o dată. Dar orice vine la tema dumneavoastră e bine așa. Ok. Domnule general, aveți note de dat? Aș vrea câteva cuvinte și un calificativ pentru că e... Vă rog. Câteodată mi se pare că se uită de către cei care... Și e bine că este așa, că avem cetățeni care vor să se implice politic. Uită că sau nu simt că la nivelul populației e valabil în foarte multe cazuri ceea ce spunea Voltaire la un moment dat, că politica este mijlocul prin care cei fără principii îi conduc pe cei fără memorie. Deci să nu uite asta niciodată, este foarte important. Pentru că în acest moment, în zona în care mă învârt, de tare multe ori, asta este impresia, spusă cu alte cuvinte, dar asta este. Și este păcat. E nevoie să se lupte împotriva unei asemenea impresii. De asemenea, eu nu dau sfaturi. De aia îi citesc pe cei care au spus anumite cuvinte. Nu-mi permit să dau sfaturi. De asemenea, un alt om cunoscut, și asta este Shakespeare, spunea că nimic nu este, nicio aminte nu este mai puternică, nici legă, zice el, decât onestitatea. Să nu uite niciodată că onestitatea este foarte, foarte important. Iar în ceea ce privește o apreciere, eu aș da un bine unui partid care zilele astea îl văd că insistă să se automutileze politic. Și din păcate este vorba de PNL. Adică îi văd că fac foarte multe chestiuni care le fac rău. Și nu înțeleg de ce și le fac ei înșiși.
că dacă ar fi de la ceilalți, ar fi în acest, în acest jostling, în această scrimă politică, e de înțeles. Dar când singur îți faci chestiunea asta, eu nu pot decât să vin și să admir, cum să spun așa, o dorință dintre asta de a te mutila politic. Și o părere de rău, dacă mai pot să mai adaug. Rog. O părere de rău. Și părerea de rău se îndreaptă către doamna Lasconi, care spune că, și n-am înțeles, și poate nu e momentul să mi se explice acum, de ce domnul ei a spus că nu simte nevoia să dea bani, să mărească bugetul apărării naționale, vrând în același timp forțe NATO, mai multe forțe NATO în țară. Ce are una cu alta? Deci o asemenea chestiune, o asemenea afirmație este dureroasă pentru cineva ca mine. Și o ultimă chestiune, și cei ca și camarazii mei, cât am fost în activitate și acum dacă mi se înveșere, voi știți să-l recit, eu am avut în fața ochilor jurământul militar care va fi cu mine de când l-am depus până când voi închide ochii. Mă întreb dacă cei care au depus altfel de jurăminte, inclusiv cei care au fost parlamentari, mai au jurământul în fața ochilor, cei pe care l-au depus în conformitate cu legea 96. Dacă se uită acolo, aia este misiunea pe care trebuie să o îndeplinească. Și dacă se țin de misiunea aia, totul va fi cu adevărat extraordinar. Foarte important ce a spus domnul Jean. Scurt, vă rog, sigur, pentru că a fost menționată imediat doamna Lasconi. Doamna Lasconi a explicat că s-a referit la faptul că în acest moment cu economia, starea economiei românești, consideră că 2,5% din PIB alocat apărării este un procent suficient. Și intrăm, dacă doriți, în discuția în care inclusiv onor guvernul actual, care acum ba se rupe, ba nu se rupe, o să mai vedem timp de două luni ce se petrece mai departe, acest onor guvern, cel puțin pentru anul trecut, știți foarte bine, a luat de la bugetul de înzestrare al armatei, a redirecționat sume consistente, nu mai știu cât era, 1 miliard, 800 de milioane, nu mai țin minte exact cifra exactă, dar s-a mutat în sumele acelea de buzunar, mutate în fondurile de urgență ale guvernului și alocate pe cu totul și cu totul alte destinații. Așadar, noi nu am ajuns la cel 2,5% clamat, cred că chiar de către domnul Iohannis, în realitate. Și atunci doamna Lasconi asta a spus. 2,5% în acest moment, cu această situație economică, e suficient în opinia dumneavoastră. Cineva trebuie să dea și o notă bună. În momentul în care s-a luat ieri, astăzi trebuie să dea mai mult decât, tocmai pentru că s-a luat, ar trebui să se dea mai mult. Pentru că, domnule Pălărie, și într-adevăr aveți dreptate și nu trebuie să monopolizăm discuția pe acest subiect. Nu e vorba de bani, ci de capabilitatea pe care o țară are. Vă dau dreptate, perfect. Bun, vă rog, domnule Bogdan Chiriac. Da, eu atâta. Aici cu apărarea știți că trebuie restructurată ca toate instituțiile statului, că armata e și ea nefuncțională în momentul ăsta, în cea mai mare parte, în ansamblu ei. Dar mă rog, a noastră e pacifistă, doamna Lasconi, vrea mai mulți bani pentru trandafiri, pentru flori, pentru sănătate și bucurie, educație sănătate și justiție. Decât pentru arme, sigur că sănătate, da, e pacifistă. Educație, justiție. Eu vreau să dau o notă de 10 onorabilei curs constituționale. Așa, iau sau. Da. Că aveam două note, una proastă pentru domnul Iohannis, una pentru domnule Gâdea. Deci, Curtea Constituțională a făcut un act pe care justiția noastră nefuncțională nu a îndrăznit să-l facă. Curtea Constituțională a scos din curtea sa prezidențială un candidat, indiferent cum îl cheamă, declarat antisemit și xenofob. Asta a făcut. Acum, vezi, doamne, cu principii, partide istorice, cel mai vechi partid în Europa vine și ne spune, domne, vedeți principiul, domnul, declarațiile făcute pe 7 octombrie, la un an după atacul Hamas asupra Israelului, comemorarea a avut loc ieri la Palatul Parlamentului, au venit din Israel în România să vorbească cu noi, a fost o întâlnire emoționantă, cu care a participat foarte mulți reprezentanți parlamentari și membri ai guvernului. Tu să faci declarații profund antisemite și să candidezi la președinția României, Curtea Constituțională a făcut exact justiția trebuie ceea să-și facă trebuie. Treaba, nu absolut. Curtea Constituțională să abuzeze. Da. Deci Curtea justiția nu-și face treaba fiindcă este nefuncțională, ați găsit-o nefuncțională și ați lăsat-o nefuncțională până acum. Ea e nefuncțională în momentul ăsta, justiția. Are așa multe disfuncționalități, că da. e nefuncțională. În ansamblu da. E puțin exagerat. Pe acolo mai... Dar are multe disfuncționalități grave. Deci este grave. Nefuncțională în total justiția în momentul ăsta. Sigur, sunt și situații în care oamenii înțeleg să-și facă datoria. Iar onorabila Curte Constituțională v-a scos și ai noștri, la USR, domnul Pălărie. Așa. Da?
că și dumneavoastră plângeți după doamna candidat care a fost interzisă, a făcut declarații profund antisemite publice. Nu e nevoie să-mi spuneți, da, sunt coleg de camera, am fost coleg de camera Senatului Codiniesa, am luat atitudine de nenumărate ori. Poate un astfel de om nu poate candida la președinția României decât punând grav în pericol interesul național al țării noastre. Aici întrebarea este cine are dreptul să spună ce om poate să candideze și găsim răspunsul întotdeauna în Constituție și în legile subsecvente. Bine, care sunt condițiile în care cauționați candidați antisemiți și xenofobi pentru nicio România, formă, că e bine. Nu e vorba e bine asta, pentru România să aibă astfel de candidați, e bine și pentru prezența noastră în Uniunea Europeană, și pentru NATO, și pentru parteneriatul strategic cu SUA, și pentru parteneriatul atunci strategic cu Israelul. Atunci poate sunteți de acord cu mine că și domnul George Simion a încălcat toate aceste lucruri fundamentale. Nu am văzut declarații atât de deschis antisemite la domnul Simion, dar dacă a făcut asta, trebuie interzis și domnia sa. Evocarea legionarismului și nazismului a fost făcute în repetate rânduri de către senatori. Acolo eu am auzit cu urechile mele acele declarații, și, da, și cu insulte la adresa evreilor. Așa s-a întâmplat. Da? Iar orice candidat, că de asta am spus, nu doar doamna respectivă, orice candidat care face astfel de declarații trebuie scos din cursă, noi neavând justiție funcțională, de Curtea Constituțională care a funcționat când s-a întâmplat acum câteva zile. Deci eu recunosc că n-am știut la început când s-a anunțat nota acordată CCR dacă faceți un fel de glumă de maniera domnului Ciucă la o altă emisiune sau sunteți foarte serios. Acum înțeleg, dar pot să nu fiu de acord cu opinia dumneavoastră legată de atunci, dumneavoastră, opinia noastră este că un candidat antisemit poate candida pentru funcția de la Cotuși. Un candidat care face declarații atât de grave și nu doar, evident, neacceptabile în ceea ce privește evenimentele de acum de un an și toate declarațiile antisemite, nu are ce să candideze, dar acest lucru ar trebui să fie rezultatul acțiunii unei instanțe. Ok, dar stați puțin. Justiție. Stați puțin. Că ce pune domnul... Curtea Constituțională ce pune acum în discuție domnul Chiria, că am pus și o în discuție acum două seri și a trebuit pus în discuție până când cineva ne dă un răspuns. Uite, de exemplu, la întrebarea aceasta. Dumneavoastră spuneți, nu este în regulă că a făcut Curtea Constituțională. Bun, eu atunci pun întrebarea. Dar de ce, Doamne iartă-mă, nimeni de la parchetul general, de la un alt parchet, nu a făcut nimic în ceea ce o privește pe doamna Șoșoacă? Atenție! Aici nu e vorba doar de doamna Șoșoacă. Sigur. Aici este vorba inclusiv de domnul Târziu de la Aur. Exact. Aici este vorba de domnul... Lavric, dacă mă pun. Așa, Lavric, dar mai este un candidat la prezidențiale. Domnul Călin Georgescu. Mai este un alt candidat la prezidențiale care a trecut de filtrul Curții Constituționale, care este candidat în momentul de față, iar domnia sa a făcut declarații, am să vi le dau. Știți ce zi este astăzi? Astăzi este ziua în care se comemorează victimele Holocaustului. Da. Câte victime a avut Holocaustul? Șoalul, da. Câte victime? Peste 6 milioane. Da. Peste 6 milioane. Deci, în urma, prin anii 30... A apărut o retorică împotriva evreilor, împotriva țiganilor, împotriva multora. În mod special, împotriva evreilor. Și s-a ajuns în anii 40 ca aceștia să fie exterminați în masă peste 6 milioane. Astăzi se comemorează cele 6 milioane, nu prea se vorbește în România, că ce plus să mai țigani, vorbim? Câteva, un milion și jumătate. Absolut. Două, persoane care erau cu diverse dizabilități, tot felul de oameni. Urmarea conferită de la Vanzee din 42 din ianuarie. Bun, eu vreau să pun întrebarea, în condițiile în care doamna Șoșoacă a făcut declarații clar fasciste, clar legionare. Domnul ăsta Călin Georgescu, care se dă un mare intelectual, a vorbit de asemenea, a lăudat criminal de război. În România mai există justiție? Mai există parchete? Mai există procuror? Sau doar când trebuie băgați la comandă, bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla? Pentru că este complet deranjant. Și aici, faptul că s-a ajuns la această discuție, pentru că cei care trebuiau să facă acest lucru nu au făcut aceste lucruri. Hai să vedem pe cei care fac declarații legionare, fasciste și laudă criminal de război, pentru că aceștia în momentul de față sunt candidați, unul dintre ei este candidat la prezidențiale. O să vedem și pe doamna Șoșoacă, o să vedem și pe domnul Călin Georgescu, în ziua în care ar fi trebuit să comemorăm peste 6 milioane, în urma acestei retorici, în urma acestor cuvinte care au fost puse, totul a început de la nivelul cuvintelor și s-a ajuns la crime în masă. Și pare în regulă. Ia să vedem imaginile astea. Poate
parchetul general se mai sesizează și în privința altora care laudă criminal de război, care laudă fascismul, pentru că ce a făcut legionarismul este fascism. Uitați-vă la imagine. Când îi plasați alături de eroi neamului pe cei doi, nu vă temeți că vă izolați ca partid și ca persoană politică și pe scena internă și pe scena internațională din cauza percepției pe care, care e foarte puternică împotriva acestor personaje, Mișcarea Legionară, Ion Antonescu, cum reușiți să nu vă izolați după asemenea declarație și intern și extern? Da, am două observații. Prima este cea legată de faptul că toți au făcut și fapte bune și altele mai puțin bune. Dar în general un lider autentic este cel care spune adevărul. Și dacă nu spui adevărul, nu ai cum să fii lider. Ori în acest punct de vedere mai trebuie menționat că istoria a fost mistificată și sunt foarte mulți oameni fabricați, iar cel puțin în ultima perioadă puterea a fost luată pe bani și nu pe leadership. În ultima perioadă când? Vorbesc de ultimii 10 de ani, ultimii 30 de ani. Neamul românesc niciodată nu a trăit prin sclavi, ci a trăit prin Ștefan cel Mare, prin Mihai Viteazu, prin Horea, prin Avram Iancu, prin Cuza, prin Cogălnicianu, prin Corneliu Zelea Codreanu, prin mareșalul Ion Antănescu și mulți, mulți alți eroi. Ați spus că Zelea Codreanu, capitanul, este un erou al istoriei naționale. Și aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, ce gest eroi a făcut Zelea Codreanu? Moralitatea ființei umane. Pentru asta s-a luptat. Holocaustul rămâne o temă minoră. Eu nu știu de declarația asta, s-o fi dat. Eu pot să vă spun doar nu, este o declarație că prin crimele comunismului au dus 60 de milioane de morți în România. Îmi este foarte clar că este un ordin atât de la Bruxelles cât din Israel și din Statele Unite ale Americii, iar România trebuie să se trezească. Din acest moment nu mai există democrație în România. Diaspora, sunteți bătuți a doua oară. România, sunteți omorâți a doua oară pentru vecie. Din acest moment s-a terminat cu România. Nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât trăiască legiunea și capitanul care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor! Și vreau să vă mai spun ceva. Istoria a fost falsificată. Mareșalul Antonescu a fost un erou. Corneliu Zelea Codreanu, un erou. Mișcarea Legionară, eroină. Și mi-asum. Acum ai motive, dragă curte, să mă pup direct unde trebuie. Bun, avea multe parchete motive să-i facă dosar penal, să o ancheteze, să o trimită în judecată. N-a făcut nimeni. Domnul Georgescu are dosar. Dar nu face nimic. A bifat cineva, a făcut un dosar și a lăsat acolo. Bun, cum rămâne cu lucrurile astea? Pentru că dacă lucruri de felul acesta de o gravitate extremă, când preamărești oameni care au avut ca ideologie fascismul, iar fascismul a făcut 6 milioane de victime doar la Holocaust, nu ne referim la toate victimele. În momentul respectiv, dacă lași lucrurile astea, înseamnă că ești de acord cu astea. Este România, la nivel de parchete, unele legi sunt obligatorii, altele nu sunt obligatorii? Nu e nimeni care să aibă curajul, demnitatea, de a pune puțină ordine cu privire la indivizi de felul acesta, pentru că există elemente în societate și bate un vânt de antisemitism, de fascism în Europa și ne trezim într-un moment în România cu un grup mare, pentru că dacă nu
ești, nu răspunzi imediat la lucrurile astea, atunci aceste lucruri vor crește. Vreau să vă dau posibilitatea susținătorilor candidaților și partidului în România să vă pun niște întrebări în această seară. Aveți 3 secunde pentru a vă adresa o întrebare și un minut pentru a răspunde la acea întrebare. Primul care îi ofer posibilitatea să adreseze o întrebare este domnul Pălărie. Cui doriți să adresați o întrebare dintre susținătorii celorlalți candidați? Aș începe cu colegii de la PNL. Vă rog, ce întrebare aveți? Întrebarea mea este simplă. Având în vedere că nici măcar după 48 de ore de la decizia domnului Ciucă de a ieși și a se înregistra într-un video pe Facebook și a încercat să explice acest nonsens în opinia mea. Plec, rup coaliția de guvernare, dar mai rămân la guvernare. Ce ne poate arăta nouă că dumneavoastră sunteți cu adevărat serioși în ceea ce spuneți, sunteți de dreapta, sunteți liberali, sunteți pentru cetățenii României și nu rămâneți aici agățați pentru putere, pentru sinecuri, având în vedere că cel puțin extrem de recent ați votat sau colegii PSD și PNL au votat în Consiliul de Administrație al BNR o fostă doamnă Miss România, doamna Roberta Anastase, un consilier de la al domnului Iohannis în același Consiliu de Administrație, ceea ce pare mai degrabă să fie o rămânere, agățare cu orice preț la putere pentru beneficii. Seriozitatea a demonstrat-o Partidul Național Liberal până acum de foarte multe ori în toți acești ani. În primul rând, faptul că într-o perioadă foarte dificilă am știut să ne călcăm pe orgolii, pe adversitățile pe care le-am avut în ultimii 30 de ani cu Partidul Social Democrat și pentru că era nevoie de o guvernare stabilă și de niște măsuri dificile într-un context politic și geopolitic dificil, am făcut această guvernare. Seriozitatea au demonstrat-o miniștrii noștri cu foarte multele măsuri bune care s-au luat pe domeniile lor de competență. Au demonstrat-o primarii și președinții de consilii județene PNL, cei mai mulți dintre ei realeși, revalidați de cetățenii cu scoruri foarte bune, tocmai pentru că au fost mulțumiți de activitatea lor. Și eu cred că cine vrea totuși are deschiderea să înțeleagă o situație mai complexă, într-adevăr, în care, pe de-o parte, nu mai vrem să avem proiecte politice comune cu Partidul Social Democrat, nu mai vrem să avem în perioada imediat următoare o coaliție politică, dar rămânem în guvern pentru că dar nu este o altă soluție în dar acest moment. Stați? Nu putem să dar aruncăm lucrurile dacă nu lucrurile aveți proiecte noi, dacă nu mai discutați nimic, pentru că ar fi un gest facil din care am câștigat om. Doar voturi și simpatie domnule politică, Bușoi. Dar riscăm că tocmai s-a vorbit de agențiile de rating, de Comisia Europeană, voi că ieșiți, de responsabilitatea pe care trebuie să o aibă o guvernare într-o țară. Domnule Bușoi, deci eu cred că Partidul Național Liberal dovedește că e serios tocmai am înțeles. Pentru că dar asta își asumă niște responsabilități. Înseamnă a face lucruri pentru oameni. Dacă exact. Nu să spuneți că nu mai faceți niciun proiect, că nu mai discutați cu Partidul Social Democrat nimic, ci doar stați pe post de scaune, iertați-mă, nu, în ședința de nu, guvern. De ce pe mai post stați? De scaune. Una este să faci proiecte de viitor, să faci construcții cu un partid, evident, construcții politice. Alta este să rămâi la guvernare, să gerezi bunul mers al țării, să-ți faci datoria, mă refer evident la miniștrii, secretarii de stat pe domeniile lor de responsabilitate și veți vedea că în perioada următoare, dacă decizia va rămâne, că miniștrii rămân în guvern, așa cum s-a anunțat ieri, de-aia trebuie revalidată mâine dimineață de Birou Politic Național, veți vedea toți acești colegi ai mei făcând lucruri multe și bune pentru oameni. Mai sunt 2 luni, domnule Bușoi. În aceste 2 luni, până la în fiecare zi se pot face lucruri bune pentru oameni. Păi dacă spuneți că nu mai vreți să faceți nimic cu Partidul Social Democrat, ce să mai faceți noastră pe persoană fizică chiar cred în că calitate de ministru? Un ministru în fiecare zi ia decizii care par mărunte, dar care sunt foarte importante pentru acei oameni poate să-l facă și care un impactează. De stat, și un eu vorbesc interimat. De proiectele strategice, de proiecte de legi pentru viitor, de programe naționale de un anume fel pentru viitor. Nu vorbesc de lucruri bune care se pot știți, face știți în care este curentă. Cetățeanului? Dar nu știți asta. Că știți care este impresia cetățeanului? Că rămâneți la putere pentru 3 lucruri. Funcții, exact. Bani și butonul de comandă. Dar să știți că domnul Bușoi a răspuns deja la întrebare. Eu sunt cât se poate de mulțumit. Și vorbe mari și goale. În perioada imediat următoare vom demonstra
de ce rămânem la guvernare? Da, totuși, dacă am și eu pentru responsabilitate. O codiță de întrebare. Dumneavoastră credeți că dacă ieșiți de la guvernare, PNL-ul va câștiga voturi? Teoria ultimilor ani și felul deci în care după ce se ați fost pe listă cu PSD-ul pe 9 iunie, în perioade de acum că ieșiți de la guvernare cu 30 de zile înainte de alegeri, credeți că veți câștiga voturi, așa cred de foarte multe ori politica în România este pe negativ și evident da, în general din opoziție se câștigă voturi, mai ales în România. Eu, sigur că vă crede cineva că sunteți în opoziție după ce ați fost pe listă comună cu PSD-ul. Eu cred că domnule Chirea, trebuie să PSD-ul câștigați ne-am voturi. Luptat în ultimii 30 de ani de cele mai multe ori. Și în ultimii 30 ne-am luptat mai tari, acum știu. Câteva luni la locale și au fost lupte dificile aici. O poate confirma și domnul Romașcanu. Pe listă comună la europarlamentare. În județe, unele dintre municipii, lupte cu alegerile comasate între PNL și cu PSD. Cu 5 luni după, a fost o înainte luptă de termen, de între nu știu Klaus ce. Iohannis și Victor Ponta. Apoi, evident, o luptă mai ușoară pentru președintele Iohannis împotriva doamnei Dăncilă, învinsă categoric. Va fi o luptă dură între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Ne vom lupta și vom fi în competiție și în perioada următoare că sunt cele două mari partide ale Bușoi, României. Dacă asta nu înseamnă considerați că pe chestiuni câștigați limitate, voturi, nu putem fi. Dacă ieșiți de la guvernare, eu vă îndemn să ieșiți de la guvernare, domnule. Fiindcă PNL-ul trebuie să ia un procent mai dolofan să faceți, noi nu, să faceți noi nu cu alianță după aceea. Cheia de a câștiga niște voturi emoționale a. pe negativ. Gândim la responsabilitatea domnule, pe care trebuie să o avem. Ați văzut când vorbea domnul Ciucă, Brătianu se uita în altă parte în tabloul ăla. Lăsați-l pe Brătianu. Aveți o întrebare pentru domnul Bușoi? Până una alta, Partidul Național Liberal are niște tablouri din istoria României. Dumneavoastră trebuie să le puneți cu asta instinctivul comunismului. A rămas cu tablourile. Ce tablouri au cei de la PSD? Tablouri de siguranță. Nu știu. Ne spune domnul Romaș. Domnul Vâlcov va avea niște tablouri. Brătie... Dacă mai țineți minte, dar le ținea bine să nu se vadă. A fost bun asta. Sunteți urmașii brătienilor aripa Băsescu. Da, domnul Vâlcov fusese pe la PD înainte, nu? Nu mai știu pe unde a fost, dar le ținea bine tablourile. Asta e de să ține minte. Că deci am avut și noi tablouri. Dacă... Păi asta așa. Deci, aveți întrebare? Am o întrebare. Ia să vedem. Eu chiar am învățat din lecțiile de la Ploiești. Vă întreb așa, domnule Bușoi. Există niște succese pe linia de politică externă ale Guvernului României și ale premierului Ciolacu. Gen termen de aderare la OCDE în 2026. Renunțarea la Schengen terestru în acest an. Până la finalul anului. Ridicarea vizelor cu America, parteneria strategic cu Germania, dublă cetățenie pentru românii din Spania, proces deja demarat, deschiderea unor piețe noi și, cum să spun eu, vizite cu substanță în străinătate. Cum comentați aceste lucruri din perspectiva atribuțiilor președintelui României? Cum le comentați pozitiv sau negativ, având în vedere că noi le vedem ca succese ale Guvernului României și ale premierului Ciolacu? În primul rând, o parte din ceea ce ați enunțat sunt lucruri care ar trebui să se întâmple în viitor și sper să se întâmple. Sunt niște progrese, nu succese. Schengen terestru, evident, sunt niște progrese și pe partea tehnică. Se va întâmpla în acest an. Și aici cred că nu puteți nega că un mare merit l-are și ministrul Cătălin Predoiu. Am zis al Guvernului României și al premierului Ciolacu. La altele a contribuit în foarte mare măsură domnul Nicolae Ciucă și în perioada în care era prim-ministru. Spuneți-mi unul. Și chestiunea legată, progresele făcute pentru ridicarea vizelor, iarăși este un lucru care încă nu este definitiv. Intrarea parțială în Schengen a României a contribuit foarte mult și președintele Ciucă și președintele Iohannis și premierul. Sunt lucruri știți comune că ultimele de... care, evident, nu pot fi asumate doar de Partidul Social Democrat. Altele țin și de munca tehnică a unor oameni. Cum le vedeți, oameni. Sunt de bine dar sau sunt foarte, de rău? Am zis de bine, Guvernul evident. României. Sunt de bine, Guvernul dar României. Nu le asumați în totalitate pentru că nu vă aparțin în totalitate. Nu le-am asumat. Am zis Guvernului României format din PSD și PNL cu premier Marcel Ciolacu. Așa e mai bine. E Guvernul României. E de bine sau e de rău ce s-a întâmplat? E de bine, sunt succese ale coaliției, ale celor două partide la guvernare. De unde dumneavoastră vreți să plecați? Am înțeles. Domnul Gheorghe. Păi, ori mă ne criticați că nu vrem, ori ne criticați că vrem, păi nu, că nimeni nu înțelege. Păi nu, vreți să plecați. Păi chiar nimeni nu înțelege. Noi să știți, ne uităm cu atenție pe... Domnul Pălărie, înțelegem că sunt disperați, că sunt la 8-9%. Cine e disperat?
USR, după scolul de la europarlamentare, spun că nu înțeleg, de la locale... Că poate sunt disperați de guvernarea asta bună, PSD-PNL. Nu, cei mai mulți înțeleg lucrurile bune făcute, păi au așteptări mai mari și legitime, care vor fi împlinite în viitor tot de o guvernare responsabilă și nu de una irresponsabilă, așa cum a fost, din păcate, USR, care a plecat de la guvernare. Eu sper să urmărească emisiunea aceasta. Eu sper să urmărească emisiunea aceasta cei care au răspuns astăzi în fața camerelor din caravana Antena 3. Să vă urmărească, să vă vedeți ce spuneți dumneavoastră. A spus acum că USR a fost irresponsabil că a părăsit guvernarea. Asta e valabil și pentru PNL dacă părăsește guvernarea? Păi, nu. Până acum, încă o dată, e în plină desfășurare o ședință a președinților de filială. În general, chestiuni mai degrabă legate de alegeri, așa cum au spus corespondenții dumneavoastră, și evident de proiectele guvernamentale și ale primarilor și aleșilor. Dar nu se poate să nu se discute și partea politică, pentru că mâine dimineață e un birou politic național și e normal ca președinții de filială să vină cu pulsul din teritoriu. E posibil ca domnul Ciucă să fie ajuns. Nu știu care va fi decizia legată de părăsirea guvernului. Ca să lămurim. Deocamdată noi am luat o decizie de a întrerupe relații politice și de coaliție cu Partidul Social Democrat, nu de a pleca din guvern. Să traducem telespectatorilor. Tocmai că suntem responsabili și nu irresponsabili cum a fost USR-ul acum câțiva ani. Despre bani se vorbește în seara asta la PNL. Despre bani. Nu, despre proiecte. Despre că proiectele PNL, se fac cu bani europeni, banii salvi, despre contribuțiile financiare în campanie. Doar o secundă, news alert. Atenție! În momentul de față, liderii PNL care se află în ședință nu mai primesc mesaje, ceea ce înseamnă că este foarte posibil să fi băgat un sistem de bruiaj pentru a nu se da informații din interiorul ședințelor, așa cum s-a întâmplat de foarte mult, se dă informații pe surse sau chiar mai rău, înregistrări. Aceasta este poarta, s-a deschis puțin mai devreme, a intrat o mașină, este posibil ca domnul Nicolae Ciucă să fie ajuns la această întâlnire. Există o șansă în această seară, considerați cei din platou, ca văzând până la urmă, deci acest joc al PNL-ului, stăm la guvern, da? Nu mai putem cu PSD, dar de fapt suntem cu PSD în continuare, în această seară să vine să spună, domnule, nu câștigăm nimic, avem riscul să nu intrăm în turul 2, motiv pentru care am putea să rupem mâine, poimine, să ne dăm demisie din guvern. Credeți? Ce șanse dați ca acest lucru să se întâmple? Ce șanse dați? Nu dau nicio șansă acestei... Aceste ieșiri? Nu o să iasă nicăieri. Nu. Da. Este cineva care crede că există o șansă să plece? Depinde Cătălina. Ce spune Klaus Iohannis. Adică acolo e încă cheia? Nu cred. Nu. Eu sunt de acord cu domnul Chireac. Vila Lac, apropiată de Vila Lac 3. Domnul Iohannis, așa, dacă se forțează, pleacă de pe terenul de tenis cu Nocturna și ajunge ușor-ușor la Vila Lac 1, acolo unde are loc această ședință. Cred că domnul Ciucă ne-a spus și domnul Bușoi cred că știe, că a citit cartea domnului Ciucă, sper. Că atunci când domnul Iohannis l-a chemat pe domnul Ciucă să-i spună să meargă la guvernare, a perceput această cerință ca fiind un ordin venit de la comandantul suprem al țării. Deci, nu, era vorba strict de postul de ministru al apărării, să nu extrapolăm. Așa a intrat în guvernare totuși domnul Ciucă. Nu, da, dar la acel moment nu era membru al Partidului Național Liberal. După aia l-a spus pe listă, după aia l-a spus premier. După aceea a început o carieră pe teoria domnului Bogdan Chiriac. De succes. Domnul Bogdan Chiriac, care este informat, Cătălina, are multe informații, jurnalist vechi și, mă rog, bătrân, serios. Cum se face? Ai surse, ai analiză și așa mai departe. Domnia sa vine și spune așa, domnul Bogdan Chiriac. Domnule, atenție, că de fapt ceea ce se întâmplă în momentul de față este și un răspuns din partea președintelui Iohannis, care a fost pus într-o situație extrem de neplăcută, și anume nu i s-a votat legea pentru a ajunge senator, respectiv președintele senatului, dacă lucrurile ar fi mers bine. În condițiile acestea, dacă așa stau lucrurile și dacă spune domnul Bogdan Chiriac, cred că este adevărat. Președintele n-ar putea să spună, băi băieți, fiți atenți cum facem. Marcel Ciolacu a zis că își dă demisia dacă voi plecați din guvern. Ia, dați-vă voi toți demisia mâine. Marcel Ciolacu va trebui să-și dea demisia și el mâine, poi mâine. Iar eu voi face în felul următor. Președintele României, în condițiile în care un prim-ministru își dă demisia, nominalizează un prim-ministru interimar din interiorul cabinetului respectiv. Îl pun prim-ministru pe domnul Cătălin Predoiu și în momentul respectiv PSD-ul pierde funcția de prim-ministru, Marcel Ciolacu pierde funcția de prim-ministru în situația în care este acum candidat la prezidențial, îl avantajează, nu, să fie în poziția de prim-ministru. Deci pierde, avem noi poziția de prim-ministru și atunci să-i vedem pe PSD-iști.
poate să fie scenariul ăsta dacă încercăm să vedem câțiva pași înainte, Cătălina? Poate fi. De ce nu? Dar există niște riscuri. Pentru că, repet, sigur că acrobațiile există. Politice, în momentul de față, s-ar putea să nu meargă. Și acest prezidențiabil Nicolae Ciucă să nu termine cursa așa cum își dorește pe locul 2, ci să se prăbușească în timpul cursei. Eu sper că mai sunt totuși niște oameni raționali la Partidul Național Liberal și nu merg doar pe cerințele lui Klaus Iohannis așa cum au făcut până acum. Nu poți să te răzbuni pe o țară că domnul Iohannis n-a primit un job și o lege specială pentru domnia sa. Ceea ce transmit oamenii din țară este că PNL este neserios. Cine vrea să fie condus de cineva neserios? Nimeni. Cine vrea să pună în funcție publică sau cea mai înaltă funcție o persoană neserioasă? Nimeni. Deci s-ar putea ca aceste costuri, domnul Iohannis este la o cotă de încredere prăbușită, s-ar putea ca aceste acrobații politice șmecherii să-i coste pe cei de la Partidul Național Liberal. Pe Klaus Iohannis îl văd în stare. Domnia sa pare genul de om care poate să dea foc la orice ca să-și rezolve problemele. Domnul Bogdan Chiriac? Eu înțeleg că acum, cu o lună înainte, practic, de terminarea mandatului prezidențial, liderii PNL s-au mai trezit, s-au mai ridicat în picioare și ar putea refuza ordinul domnului Klaus Iohannis. Eu pe asta mă bazez până la cap. Fiindcă, alminter, dacă cerința lui Klaus Iohannis era făcută în urmă cu 3 luni de zile sau 6 luni de zile, cu siguranță era dusă la îndeplinire. Okay. De altă parte, cred că da, vă rog, domnul general, acest calcul pe care atât de frumos l-ați explicat este și în agenda și în calculele celor de la PSD. Adică niciodată nu vor face ceva că e firesc să fie așa, care se așeze într-o situație mai grea decât este acum. În condițiile în care ar fi posibil să fie un prim-ministru interimar de la PNL și să aibă și celelalte ministere avizatoare, nu? Acel guvern de caretaker, nu e o situație care să le convine. Și întotdeauna, cum este și firesc și cum aștept la un partid care gândește și care analizează, toate acțiunile care vor fi de acum încolo vor fi astfel girate și astfel orientate, astfel încât să nu le ofere adversarilor și mai multă muniție. Să distrugem acest scenariu din fașa încercați, lui. Încercați, dumneavoastră. Nu are cum să fie domnul Cătălin Predoiu. Mi s-a suflat în cască, că nu mi-a dat pe mine mie pe-n cap, că eram concentrat aici. Nu are cum să fie domnul Cătălin Predoiu premier. De ce? Pentru că ei, ca să plece Ciolacu, pleacă ei de la guvernare înainte. Corect. Și atunci nu prea... numește pe cineva de la PSD. Nu prea mai există decât de la PSD înăuntru. Dar eu sper să fie zero scenariul ăsta, pentru că altfel dăm seara peste cap. Și am uitat să-i spun domnului Bușoi că am făcut și buletine de acces în Turcia cu buletinul tot în guvernul României. Eu v-am ascultat și m-am gândit să vă zic, dar mai bine să nu vă avantajez, că într-adevăr asta e o chestie importantă care s-a întâmplat. Vă rog, aveți întrebare, domnul Gheorghe. Trebuie să-i pun întrebare, domnule Romașcanu. Domnul Romașcanu. Nu, haideți, domnul Romașcanu, că vreau să vă pună, că așezeți mai pe stânga amândoi și vă rog. O să mănânc un sos iute, dacă nu vă vreau. Un stropel. Așa, haideți să revenim la problemele foarte serioase. Spuneți-mi și mie, socialdemocrația, da, poate este și este, să zicem, o formulă, dar nu pot să înțeleg de ce în România există această canalizare a durerii efectivă și o, să spunem, o malversare a unor, să zicem, și o ingerință a politicului în, să zicem, în privat. Și vă dau două exemple. Primul, care este practic o modificare a unei ordonanțe de urgență care efectiv pune pe partea dreaptă, să zicem, o parte a comercianților și pe partea stângă a fermierilor, da? Și statul și politicul se ingerează efectiv acolo și nu mai dau voie efectiv nici sistemului de distribuție, nici celui bancar, nici IFN-urilor, da? Să-și recupereze banii, deci scoate o parte din dreptul ei. Fermierii, pe de cealaltă parte, au dreptate, firește, au fost un an nenorocit, da? Puteau să rezolve statul român, guvernul, cum spuneți dumneavoastră, printr-o infuzie, printr-o injecție de capital în piață, cu o dobândă mult mai redusă, decât să se interpună între două entități private. Și a doua, a apărut chiar în această seară, a apărut domnul ministru Barbu la Agriculturii, cu emfază susținând că gata, am interzis importul de ouă și de carne de pui din Ucraina, că ne-a omorât supermarketul. Vă dau niște cifre și cred că sunt logice. Importul în ultimul an de carne de pui din Ucraina este de 8.767 de tone, iar importul din ultima lună, că susține că în ultima lună a explodat, este doar de 720 de tone la ouă,
avem pe un an 19 tone și în ultima lună 2 tone. Deci de ce acest artificiu electoral ca să convingă lumea, să împingă lumea în a vota, să zicem, PSD-ul? E o canalizare a durerii. Toată lumea are probleme. Asta nu înțeleg eu. Principiul ăsta. Înțelegeți? Sunt de acord să ajutăm oamenii. Nu prea mă prind care e esența întrebării. De ce se ingerează? Vă zic, păi se ingerează în felul următor. De ce politicul se interpune între două entități private? Asta e întrebarea. Totul e economic și tot ce face politicul trebuie să sprijine economicul. Doamna Gorghiu i-a dat înapoi domnului ministru Barbu acea modificare a ordonanței de urgență. Păi doamna Gorghiu o fi în pauza aia de masă luată de domnul Ciucă, cum se cheamă. Operativă. Pauza operativă. Deci, încep cu a doua. Dacă s-a semnalat că există o problemă cu importurile din Ucraina, s-a luat o măsură. Dacă dumneavoastră vreți să continuăm importurile din Ucraina... Nu, faceți o petiție în sensul ăsta către ministerul... Să nu către mine, căci nu e corect. Nu, eu vă spun atât. Poate a fost au fost câteva canale de știri care au spus, domne, sunt ouă ieftine. Păi oameni buni, în 2022 suntem bombardați pe aici cu ouă ieftine, bine, cu carne de pui și cu toate cele. Și... Serios. Bun, deci eu am... Spuneți, domnule Gheorghe, că vreau să vă spun că se poate cu domnul Predoiu, că să știți că a mai fost într-o guvernare, toți miniștrii, colegii săi au plecat și au dat demisia și domnia sa mai a rămas în guvern. Dacă nu-și dă dânsul putere. Deci domnul Predoiu a mai fost odată într-un astfel de scenariu și a rămas în guvern. Domnule, îmi cer scuze că am lansat un scenariu la moțiune de cenzură care v-a dat peste cap. Iată că, într-adevăr, doamna Porumbel, mulțumesc, Cătălina, îmi dă dreptate. Bun, vedeți? Haideți să răspund și eu, că chiar e o chestie importantă. Odată, a fost un semnal public, am răspuns la el, s-a venit cu o măsură. Legat de partea cu IFN-urile și cu asta. Cred că legile lui Daniel Zamfir sunt exact ce aștepta lumea și legile alea, una din ele, e pe circuit de vreo 6 ani de zile. Tot ping-pong cu ea. Să nu mai ai 6.000% dobânzi de la IFN-uri, să nu mai vină, după ce și-a vândut banca neperformantul pe un leu la o subsidiară de-a ei, ea să vină să-ți ia toată casa și banii din urmă și toate astea. Sunt lucruri, plafonarea dobânzilor și așa mai departe, sunt lucruri pe care lumea le aștepta și asta face statul nu numai să protejeze privatul, ci și oamenii. Legat de agricultură, astăzi este pentru prima oară în an de zile când s-a dat, astăzi, în același an în care s-a produs calamitatea, s-a dat 1.000 de lei pe hectar de sfăgubiri pentru calamități și există plafonări la dobânzi la credite în niște condiții. Să fie creditul cu mai mare de 2,5% plus robor și să aibă mai mult de 50% din suprafață calamitatea. Deci asta s-a făcut azi în ședința de guvern. Legat de irigații, când am venit noi în 2017 la guvernare, erau 300.000 de hectare irigate. În acest moment cred că sunt 1,8 milioane de hectare irigate. Cu sincopa lui Oros și a PNRR-ului făcut de USR cu PNL, care n-au pus un euro în PNRR pentru irigații. Cu această sincopă, totuși am ajuns cu un plus de 1.500.000 de hectare irigate. Vreau să fac o mică corecție la cifrele dumneavoastră. Chiar pe site-ul Afirului găsiți doar 797.000 de hectare irigate, din care funcționale, vă spun eu că sunt doar 350.000, pentru că restul sunt canale colmatate, stații de pompare care au dispărut. Stați puțin, domnule. Eu vă spun că sunt 1.800.000. Da, nu sunt. Dar asta încerc să vă spun că nu sunt. Și mai păi mult decât Afir, atât, poate ați văzut ce s-a finanțat. Nu, faimosul ciot de un kilometru din canalul Siret-Bărăgan, cântat la vioară de toată lumea, da, inaugurat de doamna Dăncilă cu domnul Daia. Pe probleme de agricultură, sunați-l pe domnul Barbu. Dragilor, cu toată dragostea vă zic, nu știu cât de interesant e acest aspect. Nu, dar e important să știe fermierii că le-am dat banii. E foarte important să știe. Aveți posibilitatea să puneți o întrebare. I-a spus-o, de fapt, domnului Romașcanu. Cine n-a pus întrebări? Dumneavoastră, domnul Bușoi, n-a spus întrebare, vă rog. Mie. Nu, n-o să pun nici reprezentantul lui domnului Joana, nici adversarului nostru natural și principal de acum și din viitor apropiat. Pentru că am o curiozitate totuși și mai ales că s-a făcut o afirmație gravă în contextul unui atac la adresa PNL. Sunt curios să-mi răspundă domnul Pălărie dacă a luat leadership-ul USR în calcul să o sfătuiască pe doamna Lasconi să-și ceară scuze față de afirmația legată de amantele bătute, abuzate. Mi se pare inacceptabil să folosești astfel de comparații și să lași de înțeles din partea unei femei care empatizează în general cu lumea și sper că empatizează și cu victimele violenței domestice, că o parte, o mare parte din victimele violenței domestice
acceptă statutul din motive de avantaje materiale și așa mai departe. Dincolo de jignirea pe care aduce unui partid cu care apoi vrea să facă o moțiune de cenzură și o construcție politică pe următorii ani, nu e prima și au fost nenumărate altele, este totuși foarte, foarte deplasat, inacceptabil față de multe victime ale violenței domestice. Sigur că da, eu mă bucur că ați pus această întrebare și că avem ocazia ca dintr-o controversă să lămurim niște lucruri. În primul rând, sunt convins că nu a fost atât de jignitor pentru dumneavoastră ceea ce a fost spus, în comparație cu jignirile pe care le primiți pe bandă rulantă de la colegii de guvernare PSD, cu trimiteri la popotă, ciorbă de fasole, cârnați, mici, ce doriți dumneavoastră. Da, doar cel puțin jignire? Să citesc două voci așa mai puternice ale domnului Ciudose. Ciorbă de fasole e o jignire la nu, noi nu, la nu, la popotă, trimiterile astea la popota militară, generic vorbind, repet, de la colegi, dacă nu mă înșel, chiar vicepreședinte. Domnul Tudose, stai nivelul, nu? Domnul Tudose, domnul Grindeanu, avem slavă Domnului, deci sus. Eu cred că în comparație pălește orice formă de așa zisă jignire adusă de către cei de la USR. Acum, referitor la controversă, eu cred că este unul dintre momentele în care poți să spui, și putem să spunem chiar cu mâna pe suflet, că e mai bine, cu mâna pe inimă, e mai bine vorbesc faptele decât vorbele. Da? Or, doamna Lascone a spus în nenumărate rânduri, a luat apărarea victimelor, persoanelor care s-au fost abuzate sau au fost victime ale violenței domestice în nenumărate rânduri. A făcut emisiuni pe această temă pe vremea când era jurnalistă. A făcut la Câmpul Lung mai multe acțiuni care sunt îndreptate cu programe și măsuri sociale exact către domeniul acesta. Mai mult decât atât, în programul de guvernare USR o să găsiți un capitol întreg referitor la drepturile femeilor în România și toate măsurile care trebuie să fie luate. Acum, privitor la faptul că doamna Gorghiu, o colegă dumneavoastră, a sărit așa în sus, invocând cumva de aici. Lăsați-mă, vă rog, să termin, că mi-a spus o întrebare și vă și răspund. Deplasată afirmația domnului. Eu nu o să uit niciodată că doamna Gorghiu a înșirat niște copii la biroul dumneiei, când era și doamna Ligia Deca, ministra educației, da? Și i-a pus să danseze pinguinul acolo pe o meserie, pe o melodie veselă. Îmi înghit cuvintele pentru că sunt încă în necat de revoltă. Bun, la ce a putut să ajungă doamna Gorghiu. Sau nu scuze. Aceeași doamna Gorghiu, care ar fi trebuit să comande acele brățări. Înțeleg că nu. Nu, la nivel de fapte, nu de vorbe. Bun, aceeași doamna Gorghiu. Nu vorbesc despre doamna Gorghiu, pentru că i-am citit postarea și eu m-am indignat când am văzut atât de multă impostură și ipocrizie. Da? Nu, e foarte corect și vorbește ca ministru al justiției. Exact, ca ministru al justiției. A făcut lucruri pentru ar fi putut să facă program național persoanele aflate de protejare a persoanelor victime ale violenței domestice prin comanda celor brățări electronice. A hotărât că o să fie un program pilot, că doar anumite femei merită protecție, altele nu merită protecție. A făcut mai mult ce am văzut decât mulți alții. Cei care au încălcat ordinul de protecție au ajuns pentru că le-a făcut din convingere, da. Nu ar putea face o gafă. Am și o întrebare. Candidează doamna Deca, ministrul educației, pe lista dumneavoastră? Încă nu s-au finalizat toate mai bine zic, nu s-au finalizat. Dar din ce știu eu, e foarte posibil, da, e ministrul al Partidului Național Liberal într-o relație foarte apropiată cu organizația n-are cum de să București, nu da, în sectorul 6 are susținere. Nu vreau să zic nimic, mă rog, într-un fel de campanie încă nu e oficială, vreau să am așa o rezervă față de toate partidele, dar e o întrebare care mă ajută pe mine, vă spun sincer, doamna ministru, ceva, așa ceva. Bun, doamnelor și domnilor, în acest moment avem breaking news. Vine o schimbare dramatică de vreme și dacă vorbim despre vreme, o să ne uităm la ce se întâmplă. America, Florida, urmează să fie lovită așa cum nu s-a întâmplat, cel puțin în ultima sută de ani, dacă nu mai mult de atât, este ceva dramatic. Dar și la noi, vremea se schimbă brusc și dramatic. În Europa sunt anunțate coduri roșii de furtuni. Ce se întâmplă de o vreme în raport cu clima, în raport cu, iată, aceste furtuni, în America, iată, uraganul acesta. O să vă arăt imagine din satelit cu uraganul care se îndreaptă în momentul de față către Florida. Imagine care vin de acolo sunt incredibile. Cred că va fi unul dintre subiectele... Nivel 6 este... Nu s-a mai până la 5, da, aprobe de nivel 6. Așa, ce... Deci o să fie ceva... O să vă arăt imagine. Dar haideți să vorbim prima dată despre noi. Avem așadar o schimbare bruscă, bruscă, dramatică de vreme în România. Doamna Elena Mateescu, directora ANM, este în legătură directă cu noi. Să rog mâna, doamna Mateescu.
Bună seara, mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc. Ce informații avem, ce se întâmplă cu vremea la noi, de când e această schimbare bruscă? Pentru că înțelesesem, nu, că zilele următoare va fi de fapt foarte cald. Cât de cald va fi, când va fi și cum se schimbă? Și următoarele două zile vor fi foarte călduroase comparativ pentru această dată, pentru că valorile de temperaturi, de pildă mâine, se vor situa între 21 până la 29 de grade Celsius. Vineri în continuare, posibil în extremitatea sudică a țării, 29 și posibil chiar 30 de grade, însă chiar de vineri, în special în partea de vest, centru și nord a țării, valorile de temperaturi vor scădea. Vom înregistra cel mult 15 până la 21 de grade, iar de sâmbătă valorile termice vor fi în scădere în toată țara, astfel încât maximele să înregistreze limite și un ecart între 13 până la cel mult 23 de grade, semn că ne apropiem de normalul termic al datei din calendar, însă minimele vor fi mai coborâte între 0 până la 10 grade și posibil ca la altitudini mai mari de 1700 de metri, mai ales la final de săptămână, sâmbătă și duminică, să contăm pe precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vorbim și de precipitații sub formă lichidă până atunci, începând de joi după amiază, pe parcursul nopții de joi spre vineri și chiar și vineri. La început, mai ales de joi, în Banat-Crișana, Maramureș, cantități de 10-15 litri pe metru pătrat, pentru ca ziua de vineri să aducă precipitații în extindere în cea mai mare parte a țării și să contăm pe cantități între 10 până la 30 de litri pe metru pătrat. Deci, dacă am înțeles bine, mâine, poi mâine, foarte cald, aproape niște zile care sunt așa de cam de vară, da? Și apoi de sâmbătă... Cam de vară. Cam de vară. Și apoi cădere bruscă. Da. Deci sâmbătă cădere așa bruscă, chiar la minime care ajung la 0 grade și la lapoviță și ninsoare. Da, la altitudini mai mari de 1700 de metri, cu siguranță vom înregistra și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar minimele pe parcursul nopții, mai ales în dimineața zilei de sâmbătă, cele mai coborâte în depresiuni, ne apropiem de pragul de îngheț 0 grade, în timp ce în sud-est 10 grade. Chiar și în capitală o să înregistrăm în următoarele zile valori ridicate, 27-28 de grade Celsius, însă ziua de sâmbătă și duminică va aduce și în capitală cel mult o valoare de 17 grade și o minimă de 80 grade, posibil chiar mai coborâtă în zona preorășenească. Doamna Tăiescu, am o întrebare care, în momentul de față, probabil în mintea multora. Aceste zile, mâine și poi mâine, sunt ultimele două zile frumoase, ultimele două zile de vară, mai exact, de anul ăsta din România, sau mai vine iară vara pe la noi? Cu siguranță vor mai fi posibile intervale mai călduroase, astfel încât, dacă observăm chiar și prima lună de toamnă, iată a doua lună de toamnă, a dus zile în care ne-am apropiat și am depășit pragul unei zile de vară 25 de grade Celsius, chiar 29-30 de grade Celsius, însă intervalele foarte călduroase cu siguranță vor fi alternate și de zile în care temperaturile fie să se apropie de normalul date din calendar, fie să caracterizeze o vreme mai rece decât în mod obișnuit. Însă toamna pe ansamblu până la acest moment, cel puțin prima lună de toamnă, a înregistrat și ea o abatere termică pozitivă mai mare de 2,3 grade Celsius și nu excludem ca și a doua lună de toamnă să înregistreze de asemenea un astfel de record, semn că 2024, așa cum o spuneam și în intervențiile anterioare, va putea fi unul dintre cei mai călduroși ani din istorie și în țara noastră. Mulțumesc mult, pregătiți-vă, mulțumesc doamna Tăiescu, pregătiți-vă, mâine, poi mâine, zile de vară, de sâmbătă, scădere dramatică de temperatură, vor fi cu minime chiar de 0 grade. Uitați-vă însă la ce se întâmplă în momentul de față în America. Aproape oriunde te uiți, aproape oriunde te uiți, dacă putem să arătăm cum arată uraganul din văzut de sus, din satelit. Uitați-vă, dragi prieteni, aceasta este imaginea uraganului, dacă o putem vedea și noi un pic mai bine aici, să o vadă și invitații.
Imaginea din satelit a uraganului este înfricoșătoare, nivel 6. Nivelul 6, sunt câteva imagini cu cineva care anunță în America faptul că este de nivelul 6 și pur și simplu îi dau lacrimile, pentru că își dă seama ce înseamnă. Iată, la cum este. Acesta este ochiul. N-am mai fost până acum așa ceva. Nu a mai fost până acum așa ceva. 6. Se așteaptă ca infrastructura energetică să fie distrusă, toată industria petrochimică din Florida la fel, să fie pusă la pământ. Uite, de peste 300 de kilometri pe oră. Gândiți-vă că oamenilor li s-a spus să scrie numele pe corp, da, pentru a fi, da, identificați. Să sperăm că Dumnezeu va face în ultima clipă, poate, uraganul să scadă din putere. Priviți imaginile, doamnelor și domnilor, și informațiile ce se întâmplă. Vremea este una dintre cele mai mari probleme în clipa asta la nivel global. A local emergency currently exists. Quickly secure your home or business and safely evacuate the area. Statul Florida este plin de orașe fantomă părăsite în grabă de localnici. Autoritățile au ordonat evacuarea obligatorie. Pacienții din 10 spitale au fost duși în locuri sigure. Însuși președintele Joe Biden a lansat un avertisment dur. Could be one of the worst storms in 100 years in Florida. If you're under evacuation orders, you should evacuate now. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. Exodul americanilor, amenințați de uraganul Milton, durează de 2 zile și 2 nopți. Mașinile formează o coloană kilometrică pe autostrăzile care duc în zone înalte. With Helene, we had about 6 feet of water inside our home. I just think this time we're really going to get hit. Până și pinguinii de la acvariul din Florida au fost evacuați. They moved up to the second floor, well above any type of tidal surge that might affect the building. Sateliții meteo confirmă, uraganul are o putere imensă și vine însoțit de tornade distrugătoare, iar meteorologii cred că în unele orașe nivelul apei va ajunge la 4 metri. Imagine 6 feet of storm surge. Now this completely floods out the first floors of homes and businesses. Imagine this, 9 feet and even beyond of flooding, of inundation. This is practically not survivable. În ciuda avertizmentelor, sute de mii de americani vor înfrunta vijelia în casele lor, cu provizii de apă, mâncare și generatoare de electricitate. It's no place, you can't go to Georgia, you can't go to Carolina, all that's booked to them. Vreme extremă și în Europa. O treime din Franța este sub alertă portocalie de ploi torențiale și inundații. La Marsilia, canalizarea nu a mai făcut față puhoaielor, iar străzile s-au umplut de apă. 10 de automobile și autobuze au rămas blocate. Localnicii au încercat să facă haz de necaz. În sortant ce matin, je me suis dit, j'aurais dû prendre mon maillot de bain. Alors, nous avons eu toute la zone du côté des restaurants du Vieux-Port qui a été inondée. Furtuna a trecut și prin Spania, a smuls 10 de acoperișuri și a pus la pământ copaci. 8 parcuri din Madrid au fost închise, iar mai multe zboruri anulate. Doamnelor, domnilor, vom lua o scurtă pauză, dar după pauză, ultima parte a emisiunii va fi extrem de importantă. Vom vedea cele mai importante subiecte ale zilei și cele mai importante imagini. Modul în care o stradă în București s-a surpat, modul în care cad 2 mașini, acolo era o femeie, era un copil. Imaginile sunt incredibile și revoltător, pur și simplu este explicația dată de autorități. Vom vedea de asemenea filmul care în momentul de față este de asemenea halucinant. Un antrenor de la Lotul Național punea fetele din Lotul Național să se prostitueze. În acel dosar apar politicieni, apar tot felul de șmecheri, dar ideea în sine că cineva este antrenor la Lotul Național și face acest lucru cu fetele de la Lotul Național, eu sper din toată inima, dacă aceste lucruri sunt adevărate, și o să vedeți întregul film al acestei povești, ar trebui să primească pedeapsa maximă acest nenorocit. Să ai culorile naționale, să ai această șansă, să fii antrenor la Lotul Național, să fii de fapt un proxenet de cea mai joasă speță. O să vedeți povestea și multe altele. În ultima parte dăm și note candidaților, pentru că avem pe ce să dăm. Sigur, toată lumea așteaptă în această seară, dacă domnul Nicolae Ciucă, în această întâlnire pe care o are cu liderii PNL, va decide ieșirea de la guvernare. Nu este exclus, este posibil ca acest lucru se întâmple, sigur, nu e prima șansă. Dar dacă vor lua această decizie, vom afla împreună cu detalii, cu informații. Oricum, este aproape 11, sunt convins de faptul că vor veni informații de acolo, chiar dacă în momentul de față au băgat în funcțiune un sistem de bruiaj pentru ca liderii PNL să nu poată da informații în afară. E ca la armată, ca să nu zic altceva. Rămâneți cu noi, ne întoarcem repede.
Este ora 23, urmăriți Antena 3 CNN. Haideți să vedem cele mai importante știri în aceste zile. Imaginile îngrozitoare au venit din București, acolo unde o stradă s-a surpat. Explicațiile sunt halucinante. Vreau să vedem imaginile, ce s-a întâmplat și cum încearcă unii să scape de responsabilitate. Momentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Femeia de 43 de ani deschide portiera din spatea mașinii, copilul coboară, apoi, ca într-un film de groază, asfaltul se năruie sub ei. Băiețelul dispare în hă odată cu mașina, în timp ce mama se dezechilibrează, dar reușește să rămână pe malul surpat, sprijinită de autoturism. Disperată, își strigă copilul de 5 ani, apoi coboară să-l recupereze. Muncitorii din mașina de salubritate, parcată în paralel, aleargă să vadă dacă cei doi sunt teferi. Se agită în căutarea unei soluții, până când unul dintre bărbați ia o vestă reflectorizantă și o transformă în frânghie pentru a-i trage din groapa de 2 metri. Vă dați seama că trebuia să-i iei, nu? Puteam vă dau așa? Am ridicat copilul sus, am pus pe mama de colegii mei, am luat o vestă din aia verde. I-am dat-o doamna să prindă de aia, că nu am dat-o prindă mână și am dat-o cu doamna afară. S-au îndepărtat de la locul unde s-a întâmplat, fiindcă exista riscul să se surpe. Încă în stare de șoc, mama îngenunchează și își îmbrățișează copilul scăpat teafăr ca prin minune. După puțin timp au sosit și echipajele medicale. Prezentau mici excoriații fără alte probleme. Șoferul autoutilitare nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Prăbușirea a avut loc la 7:30 de minute dimineața pe un drum de acces către o grădiniță din sectorul 6 al capitalei. Pământul a cedat sub greutatea autoturismului în care se aflau mama și copilul, dar și a mașinii de salubritate. Norocul a făcut ca autoutilitara să se proptească în mecanismul de ridicare a tomberoanelor din spate și să nu se răstoarne peste automobil. O macara de 40 de tone a fost adusă pentru recuperarea mașinii și a autoutilitarei. Accesul în zona a fost limitat ore întregi de pompieri. Cu ajutorul unor utilaje de mare tonaj, pompierii încearcă în acest moment să scoată mașina din groapa formată în asfalt. Aproape 6 ore s-a lucrat la extragerea celor două autoturisme din curtea unității de învățământ. A fost o misiune extrem de dificilă. În orice moment, pământul se putea surpa mai mult, iar autoutilitara se putea prăbuși peste mașina căzută deja în groapă. Surparea de teren a avut loc pe un drum privat aflat în litigiu, dar folosit de părinți pentru a ajunge la grădiniță. Sub bucata de teren care a cedat este o conductă de apă la care au avut loc mai multe intervenții de-a lungul timpului. Cauza surpării va fi stabilită după ancheta poliției. Nu este primul caz în care o stradă din capitală cedează anul acesta. La începutul lunii trecute, o bucată uriașă de asfalt a sărit pur și simplu în aer chiar pe trecerea de pietoni dintr-o intersecție. Cauza a fost un test cu aer sub presiune care a făcut ca o conductă subterană să cedeze. Iar în luna mai, asfaltul a cedat tot din cauza unei conducte de apă în apropiere de Gara de Nord. Este scandalos, pur și simplu. Care este explicația? Eu nu știu să vă spun, că nu sunt expert. Văd însă că primarul PSD de la sectorul 4, Daniel Băluță, atacă foarte dur, spune așa, Bucureștiul se prăbușește bucată cu bucată, stradă cu stradă, sub greutatea scaunului primarului general, care vrea un scaun și mai mare, dorindu-și să prindă toată puterea în propriile sale mâini, prin centralizarea primăriei generale a serviciilor publice și a resurselor primărilor de sector. Asta s-a întâmplat în sectorul 6, pe șoseaua Orhideilor, unde asfaltul s-a surpat din senin și a înghițit mai multe mașini. Luna mai s-a întâmplat același lucru în sectorul 1, pe strada Viting. Mâine, Doamne ferește, s-ar putea întâmpla și la Piața Unirii, unde planșeul Unirii, vechi de aproape 100 de ani, și pe râul Dâmbovița, și care este roz de râul Dâmbovița. Iar Nicușor Dan nu vrea să recunoască aceste lucruri. Sper că astfel de imagini vor trezi la realitate și așa mai departe, scrie domnul Daniel Băluță pe Facebook. O să vorbim despre asta cu invitații în scurtă vreme. Pe mine m-a impresionat foarte tare tot ce s-a întâmplat acolo. Cred că toți avem copii, sau majoritatea dintre noi, sau avem un nepot sau o nepoată. Dacă se întâmpla acolo o tragedie. Mama când și-a scos copilul, deci vă dați seama, imaginea este incredibilă, da? Se surpă, copilul este la o adâncime considerabilă, iese viu de acolo, absolut o minune. Iar mama se pleacă în genunchi,
Și pare că îi pupă picioarele copilului. Adică vă dați seama ce era, era sub șoc, da? Cine e vinovat de asta la pușcărie? Eu am zis că nu sunt expert, dar e ușor totuși să-ți dai seama cine a făcut lucrările alea. Oamenii ăștia trebuie să răspundă foarte dur. Noi în România ne ocupăm de toate nimicurile. Iar atunci când vine vorba de viață, de protejarea ei, suntem, dacă nu ne ocupăm noi serios de subiectul ăsta în zilele următoare, sunt convins de faptul că nu va răspunde nimeni niciodată. Hai să ne mai uităm la ceva, ne întoarcem la subiectele astea. Scandal sexual la Federația Română de Bob și Sanie. Antrenorul lotului național este acuzat de trafic de persoane, proxenetii și așa mai departe. Acest nenorocit, n-ai cum să le spui la ăștia, acest animal, antrenor al lotului național, era proxenetul unor fete din lot, pe care le obliga să se prostitueze. Sigur, acolo oameni importanți care erau pe listă. Stă mintea în loc, pur și simplu. Uitați povestea. Evoluat. Timp de 6 ani, antrenorul lotului național feminin de bob și sani al României, Paul Neagu, le-ar fi manipulat pe cele 3 sportive ca să întrețină relații sexuale cu mai mulți bărbați. Potrivit anchetatorilor, printre clienți aflau persoane cu influență și oameni de afaceri cunoscuți. Printre cei care au ajuns azi la audieri sunt și frații Radu și Mihai Mazăre în calitate de martori. Fostul primar al Constanței a ieșit din închisoare în luna mai. Nu erau genul meu. Erau sportive, aveau un picior gros cât trunchiul meu și știți cu ce fel de fete mă întâlneam. Da, îl cunosc, l-am văzut cu 2 dintre sportive de 2 ori, cred. Eram și cu actuala mea soție la perioada respectivă, iubita oficială. La un moment dat am fost de vreo 2 ori la sala pe care el avea o sală cu niște aparate speciale pentru musculatura de spate. Și undeva, mi-aduc aminte, la etaj, avea niște echipamente cu care antrena fetele. Antrenorul Paul Neagu a răspuns acuzațiilor în exclusivitate pentru Observator din Germania. În fiecare an când începem sezonul, mi s-aduc niște acuzații. Și la aceste acuzații va răspunde avocatul meu. Nici nu prea înțeleg bine cuvintele cu proxenitism, cu prostituție. Sportivele mele trebuie să aibă 1,85 și 80 de kilograme. Nu știu cine ar crede că sportivele mele ar putea fi vândute. Sunt niște horori ceea ce se vorbește. În fața anchetatorilor a ajuns și regele Lipiilor, cel care a dus shaorma în România, un pion important în schema ilegală. De câte ori ați oferit? Surse din anchetă susțin că era unul dintre principalii beneficiari ai serviciilor sexuale. În schimbul acestora, omul de afaceri ar fi cazat lotul olimpic în hotelurile sale. Antrenorul de bob de 70 de ani profita de situația familială a fetelor și le promitea că vor avea bani și tot ce își doresc. În realitate, tinerele ajungeau să se prostitueze chiar și în alte țări. Potrivit anchetatorilor, cele 3 sportive din lotul național care au căzut în plasa antrenorului de bob erau ținute aici, la acest centru sportiv din Constanța. De aici, fetele erau duse în Germania, Monaco sau Letonia. Serviciile erau plătite în sponsorizări pentru lotul național feminin de sporturi de iarnă. Surse din anchetă spun că anul trecut, atunci când antrenorul de bob și-a dat seama că una dintre victime l-a demascat, a obligat-o să își retragă plângerea. Fiecare sportiv își arată curajul lui, talentul lui de a conduce aceste aparate pe gheață. Acum 4 ani, una dintre fostele sportive l-a acuzat de hărțuire. Fata spune că antrenorul a intrat peste ea în cameră și a obligat-o să vorbească cu bărbați influenți. Toată lumea m-a luat în bagiocură și în derâdere și nimeni nu a crezut. Când am făcut plângerea, federația m-a suspendat timp de 2 ani. Eu care practic eram victimă și antrenorul a fost suspendat doar o singură lună. În 2022 am vrut să mă reapuc. Mi-a zis antrenorul respectiv că dacă eu vreau să mă reapuc și să-mi fac un contract nou la Bob, eu va trebui să renunț la plângere. Cu siguranță președintele știa tot ce se întâmplă. Sportiva a dorit să rămână biții, să aibă 60 de kilograme, să fie campioană mondială, să nu facă antrenament și să fie și prietenul ei pe banii federației aproape de ea. Nu este niciun cuvânt adevărat. Bărbatul a rămas în continuare antrenorul lotului feminin de bob. Președintele la acea vreme era un apropiat al lui. Acum la cârma federației este soția fostului președinte. Reporterii Observator au încercat să o contacteze pentru un punct de vedere. Momentan, clientul apelat nu răspunde. Atâta mizerie umană, morală, de toate felurile, vezi în
această poveste. Domnul Radu Mazăre, care e simpatic așa în general, a făcut niște comentarii de un prost gust total. Nu există nimic mai oribil pentru cineva care ajunge antrenorul lotului național. Nu se știau lucrurile astea? Bine că niște procurori de la DIHOS se ocupă de treaba asta la pușcărie. Și acum un accident foarte nefericit, dacă se poate spune așa, și iată că se poate orice. Un șofer a încurcat frâna cu accelerația, s-a prăbușit cu mașina de la înălțimea unui bloc de 3 etaje. A supraviețuit sau nu? Haideți să vedem. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Timișoara, la intrare în pasajul Lujerului, în dreptul unui mare centru comercial. Șoferul a scos mașina din parcarea molului și a coborât să valideze etichetul ca să ridice bariera, dar nu a apăsat butonul de frână. Automobilul, care avea cutia automată, a luat-o la vale. Panicat, șoferul s-a urcat din mers și a confundat pedalele. Că a apăsat pe accelerație, că a plecat mașina, el era jos și când a sărit în mașină, nu s-a prins, a apăsat pe accelerație. În acel moment, din fericire, nu venea nicio mașină. La semafor era culoarea roșie. Individul a traversat spațiul verde, a trecut prin gardul metalic și a căzut în gol mai bine de 7 metri. Șoferul a avut norocul vieții. După un asemenea plonjon, a scăpat doar cu rănușoare. A reușit să iasă singur din mașină înainte să ajungă ambulanța. Ăla e omul ăla, șoferul. Nu s-a putut realiza testarea cu aparatul alcool test din considerente medicale. Acesta a fost transportat de urgență la cea mai apropiată unitate de primiri urgențe. Accidentul a blocat circulația spre cartierul Crângaș la o oră de vârf. Tramvaiul 41, unul dintre cele mai aglomerate din București, a fost blocat 80 de minute. Șoferii mașinilor automate sunt implicați frecvent în accidente. Un bărbat de 74 de ani din București a ajuns luna trecută în stare gravă la spital, strivit de automobilul din care coboruse și pe care îl uitase pe comanda de plasare. În august, o femeie a fost călcată de propria mașină după ce unul dintre copii s-a urcat la volan și a dezactivat butonul de siguranță. Și acum, doamnelor și domnilor, haideți să vedem ce se întâmplă la Partidul Național Liberal, la întâlnirea la Vila de Protocol. News alert, pentru că avem informații de ultimă oră. Site-ul Știri pe Surse publică informații din interior de ultimă oră, pe care vreau să vi le oferim în această seară. Întâlnirea nu a fost cu scântei. Înțelegem că întâlnirea a fost una destul de calmă, potrivit unor surse. Participarea la întâlnire, participanții la întâlnire au pus accentul pe organizarea alegerilor, șefii campaniilor pentru prezidențială și parlamentară, alături de secretarul general și vicepreședinții partidului, au insistat pentru refacerea și funcționarea în cât mai bune condiții a rețelelor electorale și asigurarea sumelor necesare pentru o campanie bună. Un accent deosebit s-a pus pe mobilizarea activului de partid și al simpatizanților. Sunt calcule și scenarii făcute pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale, astfel încât Nicolae Ciucă să acceadă fără probleme în turul al doilea. Aici, atenție, au fost câteva voci care au sperat în deschiderea unor discuții cu cărțile pe față. Dar majoritatea consideră că o ieșire intempestivă de la guvernare nu numai că nu ar aduce nimic partidului, dar ar lăsa fără resurse zonele care încă funcționează. Ar duce la o instabilitate politică în țară cu reverberații internaționale, punând partidul în postura să dea explicații pentru un impact nefavorabil la nivel intern și extern. Dimpotrivă, este foarte posibil, așa cum spun și studiile sociologice, ca punctele electorale să piardă în loc să crească, pentru că populația își dorește liniște și stabilitate. Bun, eu cred că analizele pe care le au cei de la PNL pe masă mai arată încă ceva, că dacă ar ieși de la guvernare, ar câștiga cineva, dar nu domnul Ciucă, câștigă un alt candidat. Doamna Lasconi. Și poate nu numai. Deci, foarte complicată ecuația în care s-au băgat singur, practic. Doamnelor și domnilor, haideți să vedem ultima parte a acestei emisiuni. Este și domnul Badea. Vreau să încercăm să vorbim, să dăm niște note.
candidaților și apoi să vorbim și despre știrile pe care le-am văzut puțin mai devreme. În această primă parte a săptămânii, candidații au încercat să puncteze. Bună seara, domnul Badea. Bună seara. Vă invităm să fiți activ pe această parte. Au încercat să puncteze, să-i luăm pe rând. Domnul Ciolacu și domnul Ciuc au fost la domnul Măruță. Domnul Joană și-a lansat în weekend oferta electorală. Îi vedem, le dăm note și după aia comentăm și alte lucruri. Îi vedem prima dată pe domnul Ciolacu și domnul Ciucă și apoi pe domnul Joană. Doamna Lasconi a fost pe undeva săptămâna asta, n-a fost, nu? Cum? A, cu moțiunea. Și doamnei Lasconi pentru discuția cu moțiunea dăm note. Prima dată domnul Ciolacu. Vreau să te ori autopropui, ori să te votezi singur. Da. Aș putea vota doi și să anulezi până la urmă votul. Deci nu e o problemă categoric o femeie. Deci? Aș merge cu Elena Lasconi? Aș merge cu Elena Lasconi. Presupunem că cei care candidează nu ar avea voie prin lege să voteze și nici să anuleze votul. Sunteți în cabina de vot și aveți 4 opțiuni la alegerile prezidențiale: Nicolae Ciucă, Mircea Joana, Elena Lasconi, George Siu. Pe cine a spune ștampil? Pe Elena Lasconi. Trebuie să vă duceți într-o vizită oficială în America și sunteți obligat să aveți o parteneră de viață, ipotetică, atenție mare, deci e o glumă ipotetic, sunteți obligat să alegeți pe cineva din clasa politică din România, cu cine hotărâți să plecați și de ce. Deci plecați cu doamna Lasconi. Aș prefera și pe Mihai Tudose. Dacă veți câștiga alegerile și ați fi obligat, întâi trebuie să dau numele. Da, trebuie numele întâi. Nicolae Ciucă. Fără nicio reține. Da? E vorba de continuitate, e vorba de cunoașterea problemelor, indiferent cât, cum spunea dânsul, ne-am alintat în această campanie electorală sau am vrea să părem așa dușman de moarte, nu crede nimeni. Nu cred eu, dar minte dumneavoastră. Adică nu sunteți dușmani, sunteți prieteni, nu? Nu suntem prieteni. Nu, suntem doi adversari politici care ne respectăm și care ne-am sfătuit totuși în ultimii 2 ani și jumătate. Pe multe probleme care țin de deciziile pentru executive. Țară, trebuie să spuneți 3 lucruri. 3 lucruri și după aia vedem dacă mâncați iute sau nu. Trei lucruri așteptăm de la domnul Nicolae Ciucă. Onoare, respect, predictibilitate. Păi nu pe lea așa și nu aici. Să nu le fi... Păi nu, să nu fie înțeles greșit. Am înțeles foarte bine. Sigur? Da. Păi nu, nu, mai stați un pic să nu facem o gafă încă de la început. Nu, aici era așa. Și Lea. De asta zic, adică, ca să nu începem... Adică nu vreți să întoarcem iutele în sensul în care putem să le livrăm și altfel. Ba da, eu zic, mergem pe astea? Cum? Mergem pe răspunsul pe care l-ați dat? Și citim? Nu? Da. Și citim? Da. Deci ați zis onoare... Onoare, respect și predictibilitate. Deci e citită bine întrebarea, da? Spuneți 3 calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dumneavoastră. Da. Păi, adică cum? Are el onoare, dumneavoastră nu aveți onoare, el are respect, dumneavoastră nu aveți respect și predictibilitate dumneavoastră are și dumneavoastră nu? Da. Ați jucat-o cu noi așa, știu că simt că e o capcană undeva la mijloc. Și eu simt, dar nu mă prind unde. Deci rămâne răspunsul ăsta? Da. Am înțeles. Opa, trebuie să fim un pic atenți. Vorbit de vorbe cu Tril, cred că la fel s-a interpretat și la răspunsul meu la prima întrebare. Păi ne-ați luat prin surprindere acolo, am zis că ați dat-o cu manta. Nu, a fost cu Tril. Cu Tril, adică? Adică am vrut să înțeleagă toată lumea, chiar și la o emisiune de divertisment, da, că într-un fel românii percep ceea ce spun politicienii și în alt fel se întâmplă lucrurile în realitate. Ca atare,
De cum era, mă, prima întrebare? Trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le am eu. Da, da, ați zis-o râzând, așa. Am spus-o exact cum ați zis dumneavoastră pe ultimul răspuns la întrebare cu Tâlcu, care mi-a venit în minte să ne întoarcem la prima întrebare, că a fost cu Tâlc. Deci, noi trebuie să facem o diferență cât se poate de reală între ceea ce suntem ca oameni și ceea ce ne prezintă într-un anume fel, într-un anume context sau situație, o imagine care de multe ori este prelucrată. Nu voi fi un președinte absent nemotivat de la muncă. Și voi fi un președinte implicat 100% și voi ști să cer în mod explicit, printr-un contract politic, înainte de instalarea oricărui guvern, câteva angajamente comune pe care să-i țin datori să le îndeplinească. USR lucrează, chiar acum lucrăm la textul moțiunii de cenzură, prin care să dăm jos acest guvern incompetent și corupt. Cerem tuturor forțelor democratice parlamentare, forțelor de dreapta, să se alăture în demersul nostru și un mesaj special pentru foștii noștri parteneri de la PNL. Aveți câteva ore să le arătați românilor de partea cui sunteți, de partea poporului sau de partea lui Marcel Ciolacu. Câteva ore. Știu că este greu, știu că este greu să te îndepărtezi de pungile cu bani de la guvern. Lucrurile astea în care citești și nu înțelegi ce citești duc mai degrabă la definiția de analfabetism funcțional. Dacă într-adevăr vrea să arate că își dorește la anul nu știu ce guvern de dreapta, nu știu cum va arăta guvernul de dreapta, probabil ca acum culoarea roșie-galbenă, să tatoneze, să vorbească despre viitorul României, cuvinte pompoase în care eu nu regăsesc nici onoarea, nici respectul cu care vedem că defilează pe toate panourile din țara asta. Mie mi-a demonstrat cine e. Trei luni de zile am auzit doar de la televizor că dorește să vorbească cu USR-ul și nu a vorbit. Acum a făcut efortul să se și filmeze. Putea să-mi scrie un mesaj. V-a căutat? V-a dat un telefon? Nu. Adică toată discuția e la televizor? Da, astea nu sunt lucruri serioase. Bun, și acum note. Domnul Badea, dumneavoastră, începeți dumneavoastră cu ce note doriți? 10. Pentru cine? Toți. Toți? Extraordinar. Extraordinar. Da. Fac un apel. Vă rog. Aceste cale. Deci, să nu se mai gătească la televizor, să nu mai mănânce la televizor și, foarte important, să nu mai apară cu sosuri. Deci, aici era candidatul și aici erau multe sosuri, fără sos. Adică sos e o formațiune politică, știți, nu vreau să... 1, 2, deci gătit, nu, mâncat, nu, suficient. S-a gătit tot ce era de gătit, s-a mâncat tot ce era de mâncat, sosuri, am înțeles, maioneză, ar mai vrea să apară cu maioneză și cu shawarma. Deci, fără. Ați dat ceva mai devreme aici la Antena 3 CNN, o informație de pe știri, pe surse, probabil pe surse, că la PNL nu a fost ședință cu scântei. Asta ar fi fost și ciudat să fie cu scântei, pentru că dânsa este judecător la Curtea Constituțională, ar fi fost ciudat să participe la o ședință de partid. E normal că n-a fost. Corect. Bun, asta am vrut să punctez. Vă felicit pentru abordare și pentru punctare. Deci, uite, pornisem, pentru că asta, mă rog, discuțiile istorice cu legionari, cu astea, sunt cumva acum în spațiu public din România din cauza evenimentelor curente și vorbeam cu un prieten și făceam așa un inventar al unor intelectuali care în trecut, mari intelectuali, așa au avut afinități sau simpatii din astea legionare. Și vorbind despre intelectuali, ajungem și vorbim despre Eliade Mircea, un tiz de-al meu. Și
Un tins de-al meu nu știți voi. Un tins de-al meu nu știți voi, da. Și el zice, prietenul ăsta al meu zice, Mircea Eliade, cu, mă rog, care a avut și inițiere spirituală orientală în Tibet, în sfârșit zice, povestește la un moment dat că a simțit că levitează. Și eu zic, bă, nu cred că a levitat Mircea Eliade mai ales. Bun. Și zic, uite, Andrei Pleșu povestește că l-a cunoscut pe Mircea Eliade în 1976 la Paris. Și că Eliade i-ar fi descris lui Andrei Pleșu experiența lui spirituală din Tibet, care ar fi fost mai mult un eșec, în sensul în care nu prea ieșeau exercițiile, ca să... așa. Și guru i-a spus, prietene, trebuie să fii de aici. Adică noi nu fumăm, că Eliade mai fuma, nu fumăm de niște sute de ani, nu mâncăm carne de niște sute de ani, suntem adică depinde mult de context în sfârșit. Și a zis, când te întoși la Calcuta, unde el stătea în gazdă la un super profesor de acolo, zice, nu, nu o să-ți iasă exercițiile și dacă te întorci în Europa și uită-le, că nu îți folosesc la nimic. Bun, în sfârșit. Și vorbeam despre asta. Și acum îți dai seama, zic, mă, dar când a povestit Eliade că ar fi simțit el că levitează? Și am căutat acum și cred că totuși era vorba despre o novelă, care e o novelă fantastică, așa cred eu, aia cu secretul doctorului Honigberger, știi? Și... deci nu cred că a descris el o experiență personală Mircea Eliade, ci cred că această treabă era... Am citit-o, îți dai seama, la 20 de ani, când... Na, mai citeam. Pe lângă Rahan mai citeam și astea. Și uite, pe asta aș întreba pe candidați. Dă-mi și ce părere au, de exemplu, despre chestia asta. Bun. Ar fi exagerat întrebare. Domnul Pleșu, de exemplu, oare ar fi exagerat pentru efectul artistic acesta? Adică i-a făcut, într-adevăr, confesiuni Mircea Eliade, unui tânăr student, fie el și eminent, că el era student, era, nu știu, bursier Humboldt sau ceva de genul. Că de-aia ce căuta Pleșu 76 la Paris. Bine, îl cunoștea pe nepotul lui Eliade. Da, așa. Și că așa l-a cunoscut. Uite, asta aș întreba, ca de la... Mai că tot despre autorie e vorba. Uite, da. De exemplu, pe domnul Ciucă, lăsați dracu sosurile. Uite, asta cam cum vi s-ar părea, de exemplu. Mie mi se pare că oricum unii levitează fără să fi mers în Tibet. Dar chiar vreau să rezolv problema asta. Dacă Cătălina, știți răspunsul la dat? Tema mea, să... Ce? Ai vreo notă de dat? Domnul Ciolacu... Eu nu aștept glumițe, da, domnul Ciolacu, că am mai avut politica de stat hăhăiala și am văzut ce am pățit cu hăhăiala 10 ani, să vină cu un proiect prezidențial. Dar domnul Ciucă, n-am ce să comentez. Adică acel moment cred că trebuie studiat la Facultatea de Științe Politice, la comunicare, oriunde. Grav mai este că ne spune că noi n-am înțeles ce a vrut domnia sa să spună. Domnul Joana a venit cu oferta politică și apoi a dispărut. Adică eu nu mai știu nimic. Mai face ceva cu ea, o mai prezintă, o mai explică, n-am înțeles. Iar doamna Lasconi a început bine și a terminat prost. Adică a chemat PNL-ul să semneze moțiunea de cenzură, după care a făcut pe Ciucă în alfabet funcțional. N-am înțeles, adică ce mișcare. Aici s-a ajuns. Alte note? Mai vrea cineva să dea note, domnul Bogdan? Eu Chiriac. Le dau la toți 9, dar asta doar pentru a-i putea candidatei noastre, doamna Lasconi, să-i dăm 10 plus. De ce? Pentru ceea ce a spus. Chema la moțiune de cenzură și dânsa care a urmat Harvardul de la Deva să-l facă analfabet pe funcțional pe domnul Ciucă, mi se pare o chestiune senzațională. Vă rog, domnul Pălărie, că nu se poate așa. Da, încă o dată, eu m-am ascultat ena oară cu atenție declarație. Spune că acel moment halucinant, nu știu cum să-l numesc. Cred că toți, asta povesteam, cred că și cameramanii care filmau acea emisiune la domnul Măruță au rămas puțin blocați, da, neînțelegând ce se întâmplă acolo. Și doamna Lasconi a spus asta, că genul ăsta de situație, dacă cumva explicația este că a citit un text și nu l-a înțeles, asta o știm, din păcate, este și la testele PISA la nivel de țări OECD, o problemă mare și da, poartă o denumire, se numește analfabetism funcțional dacă nu reușești să înțelegi ce este în text. Probabil, totuși, m-am uitat de mai multe ori și la emisiunea domnului Măruță, eu tot cred că mai degrabă a dorit să fie așa cu, această declarație, cu tâlc. Asta, v-ați uitat de mai multe ori la emisiunea domnului Măruță? Când nu integralitatea, dar cel puțin pasajul, pentru că a ajuns la mine pe nenumărate canale, să-i spunem așa, și încercam să înțeleg, doamne, ce a fost acolo. A fost o regie proastă, au fost consultanți politici care i-au spus, încearcă să fii
acolo o față umană, relaxată, fă niște glume. Nu-mi dau seama ce a fost acolo, dar într-adevăr e un pasaj și vă dau dreptate, doamna Porumbelu, probabil că poate fi studiat. Cred ca studiu de caz, de atenție, da. Totuși, ceva nu funcționează. Cu toată dragostea, în mod sigur, domnul Ciuc a înțeles întrebarea și a crezut că face o ironie. Așa a crezut. Dar, unul care nu înțelege un text știe să-l citească, dar nu înțelege analfabet funcțional. Unul care se uită la o emisiune, dar nu se prinde totuși despre ce e vorba în emisiune, cum se numește? Ce? Cum? Aici s-a ajuns. Păi, înseamnă că dați-ne eticheta tuturor, că toți ne-am uitat și am încercat cu greu să înțelegem ce se petrece acolo. Bun. Deci un om care clar e nepriceput la glume a încercat să facă o glumă. Asta e tot. Adică nu, de înțeles, a înțeles întrebarea. Nu. Cu toată dragostea, deci e limpede. Faceți noastră o glumă, domnul Mașcanu, că văd că râdeți de domnul Ciucă. Faceți noastră o glumă. Nu râdeți. Mă îngrijorez de domnul Ciucă. Se uită la emisiune și nu înțelege, înseamnă că e neatent. Problema e alta, că ce a făcut domnul Ciucă dă voie la multiple interpretări. Una e prima, a doua e a dumneavoastră. Bun, dar în apărarea tuturor, eu de multe ori nu înțeleg ce spun eu în emisiune. Da, asta se înțelege. Domnul Badea, da. Faceți dumneavoastră glume, domnule, că vă că știți dumneavoastră glume, ia. Aveți vreo glumă, da. Ceva? Am, dar cumva și la ora asta aș fi amendat decenea. Decenea. Asta e situația. Da. Bine, atunci... Plus că în momentul ăsta, deja, nu, am senzația că pot fi amendat și pentru că respir. Adică, am văzut că ați făcut niște glume la ora 19, în fața națiunii. Foarte bune, da. Dom'le, cum e posibil așa ceva, domnule? Domnule, îmi cer scuze pentru emisiunile la care particip, adică pentru că particip eu la ele, în sensul ăsta îmi cer scuze. Da. Pentru ele, da. Bine, vă doresc multă la revedere. Bine. Să ne vedem cu bine și mâine seara. Urmăriți Antena 3 CNN, evenimente mari, zile decisive pentru România. Pe mâine!